Bună seara tuturor! Mă bucur să mă aflu din nou alături de voi în această seară. Am să aștept să se conecteze toată lumea câteva minute. Între timp, până să încep subiectele pe care le-am pregătit astăzi, m-am hotărât să vă anunț chiar și pe această cale că am stat și am citit toate mesajele pe care mi le-ați scris în acel comentariu. Am analizat toate întrebările, am analizat absolut toate postările pe care le-ați avut. Am văzut că mulți dintre voi ați ales să lăsați și datele de naștere pentru o analiză numerologică. Vreau să vă anunț că nu mă ocup eu cu așa ceva, se ocupă soțul meu, Eduard Agachi. Am observat că totodată erau postări de la persoane care și-au dorit o analiză a chipului. Vreau să vă anunț tot prin acest live că nu este o modalitate profesionistă prin care să faci o analiză a chipului. Până la urmă vorbim despre trăsăturile de caracter, vorbim despre foarte multe lucruri intime. Și nu este un loc adecvat în care se pot aborda astfel de subiecte, și anume să vă explic eu despre chipul vostru ce anume se observă. Mă gândesc că vă dați seama că nu e neapărat ceva în secret care se ține și nu se dorește să se comenteze, dar personal am ales să nu comentez despre chipul oamenilor pe platformele de socializare în scris. Întotdeauna am ținut să țin consultanțe pe acest subiect sau totodată să am un om față în față sau în cursurile pe care am ales să le țin, unde omul care vine învață de sine stătător să-și analizeze propriul chip și totodată chipul tuturor persoanelor cu care intră în contact sau interacționează. Am avut de asemenea întrebări de la oameni care își doreau să afle despre chipul conducătorilor sau oamenilor care apar la televizor. Dacă ei mint sau nu mint. Sau uneori și mă gândesc, chiar dacă ați afla de la mine sau de la un profesionist din alt domeniu dacă acei oameni mint sau nu, în cazul în care v-ar spune cineva că acei oameni mint, ce ați face? Ați avea ceva de câștigat? Ori ați face alte alegeri? Ați schimba cu ceva lumea? Pentru că dacă așa stă treaba, atunci personal am să ies înainte și am să vă explic cum stă treaba cu fiecare om în parte, cine sunt acei oameni, în ce măsură aleg sau nu să spun un adevăr sau să ascundă ceva, indiferent de subiectele care se perpetuează fie la televizor, fie pe alte platforme. Dacă voi schimbați ceva în clipa în care aflați că acei oameni mint sau care vă ascund anumite lucruri, sunteți dispuși să faceți ceva? Sunteți dispuși să, nu știu, să schimbați ceva? Sau doar pentru simplu fapt că ați aflat personal că este sau nu un om sincer sau faptul că ați aflat că este sau nu adevărat ceva, ce ați face? Probabil că și de aceea mulți oameni din alte straturi sociale, să zicem mult mai înalte, au ales să nu spună adevăruri până la capăt sau poate chiar adevărul până la capăt, tocmai din acest motiv, pentru că nu există oameni care să facă ceva în acest sens după ce au aflat, adică poporul. N-am să lungesc acest subiect, vreau doar să vă spun că cei care sunt în fața voastră și în fața noastră, cei care ne conduc, conducătorii noștri au chipul poporului. Așadar, ei reprezintă chipul nostru. Și ei au crescut și au fost copii și au avut părinți și probabil au părinți, așadar ne reprezintă. Ei suntem noi și noi suntem ei. Iar dacă mâine aflați vreun adevăr despre cineva sau că a mințit sau că a fost altfel de om, eu sunt curioasă dacă ați face ceva în acest sens. Nu că aș fi o persoană pesimistă, pentru că nu-mi stă în caracter. Știu că sunt și oameni de valoare care ar schimba foarte multe lucruri și cred că fiecare dintre voi aveți o valoare a voastră prin care ați putea schimba foarte multe lucruri în cazul în care cineva ar veni și v-ar descrie prin această modalitate, spre exemplu prin citirea chipului, anumite trăsături de caracter și apucături, cum le-am numit. Dar probabil că va veni și timpul acela când va durea suficient de mult încât veți căuta un adevăr până la capăt să-l aflați și să și acționați în acest sens. Mi-aș dori, tocmai de aceea am ales să intru în live-uri săptămânale prin care să livrez informațiile din cunoașterile și din cunoașterea pe care am adunat-o în decursul atâtor ani. Probabil că așa încet, încet, dacă încep să vă dau din ceea ce eu cunosc,
Poate că o să prindeți gust și o să faceți o schimbare cu adevărat, începând din viața voastră până la nivel foarte înalt. Iar dacă vreți o schimbare în orice fel de conducere, va trebui să întâi să vă schimbați voi și să schimbați cei în jurul vostru cel mai aproape, ceea ce vă înconjoară în mod special, și apoi tot așa mai departe. Iar asta înseamnă să ai o educație în acest sens și înainte de o educație în acest sens, măcar să ai o deschidere în acest sens. Mai erau oameni care îmi scriau, Soada, bine, numai mie și altor persoane, de ce ții cursuri în această perioadă online? Dacă așa stă treaba, haideți să vă întreb și eu ceva. Dacă chiar sunteți într-o carantină și într-o asceză atâta de evlavioasă, ar trebui ca nimeni de acum să nu mai facă sex deloc. Pentru că dacă toți sunteți în carantină, vă rog să nu mai faceți sex deloc, stați liniștiți și păstrați smerenia cuvenită pentru această carantină, pentru toți oamenii care acum suferă, pentru toți cei care mor, vă rog frumos să nu vă îmbătați, să nu mai beți, să nu vă mai îmbătați. Stați în carantină, evlavioși și smeriți. Haideți să nu fim ipocriți, pentru că sunt oameni care, în loc să se giftuiască cu mâncare, aleg probabil să se giftuiască cu informații. Sunt oameni care și-au dorit de foarte mult timp să participe la unul din cursurile mele sau altor persoane în care aleg să se adape, dacă vreți, nu doar de giftuit, cu informații care o să le fie de folos foarte mult. Mai ales în ceea ce privește citirea chipului și tehnicile de analiză a trăsăturilor faciale, în zilele care vor urma și în perioadele în care vor urma în această, hai să o numim așa, epocă, o să fie de mare ajutor pentru că o să vă ridicați foarte multe întrebări, cel puțin de la omul cu care voi locuiți, cine este, ce este, cum aș putea să aflu cine este cu adevărat, nu doar dacă te minte sau nu te minte, pentru că, repet, degeaba afli dacă te minte un om sau nu te minte, pentru că mai mult de atât nu poți să faci, dacă tu cu tine n-ai reușit să faci ceva. Așadar, cel puțin această artă, pentru că n-am cum altfel să o numesc decât o artă, să analizezi chipul uman și să-ți dai seama de tiparul comportamental și pe ce clape să apeși ca să poți să scoți până la urmă un cântec sau chiar un concert din acel om, când știi că fiecare om are și calități, are și defecte și contează foarte mult pe ce anume pui presiune ca să scoți până la urmă ceva afară. Cât de mult contează, chiar dacă ai ști că omul acela are tendințe și inclinații spre un anumit sens negativ, că are totodată și foarte multe calități, iar dacă se insistă pe acel sector, omul acela poate deveni chiar genial în talentul său. Așadar, din ce în ce mai mult va fi necesar un studiu foarte, foarte clar cu cine anume ai de-a face și ce și până la urmă, până unde să te duci alături de un om în orice fel de sector al vieții și al domeniului. Am văzut persoane care au lansat întrebări privind, ca să spun așa, în această perioadă, cum să treci peste această perioadă, stând în casă. Eu vreau să vă anunț un lucru foarte clar și foarte, așa să zic, pe față și sincer, pentru că mereu mi-a plăcut să vorbesc pe față sau să spun lucrurile pe nume. Fără disciplină, fără să ai o disciplină, n-ai nicio șansă să rămâi întreg la cap. N-ai nicio șansă, pentru că cel puțin poporul nostru și încă foarte multe popoare nu au deprins arta disciplinei și nu știu să fie oamenii disciplinați sub niciun aspect al vieții și sub nicio formă a vieții. Dacă ne uităm foarte atent la poporul chinez sau la cel japonez sau în lumea asiatică, acei oameni au disciplină și dacă au trecut peste această perioadă, chiar dacă de la ei a pornit ceea ce a pornit, totodată au scăpat pentru că sunt un popor care s-au educat în direcția disciplinei. Noi nu avem disciplină și nici nu sunteți interesați sau interesați să avem disciplină în general. Am observat că foarte mulți oameni intră în panică și există un haos total, tocmai din acest motiv, pentru că nu aveți disciplină. Și mă gândesc că după acest live, după ce am să țin un mini curs, pentru că m-am hotărât să vă țin un mini curs, dacă totuși o să fiți atrași spre a avea o disciplină, pentru că, repet, ca să ieși din această perioadă cu capul întreg și clar, fără să ai o toxicitate informațională și și o minte atât de încărcată, nu vă rămâne decât să învățați disciplina. Altă soluție nu aveți. Și ca să înțelegeți de unde îmi extrag astfel de informații, am să mă străduiesc să vă țin, să numim așa, un curs
un curs legat de despre viață și cum anume poate fi înțeleasă viața printr-un anumit instrument din care și eu învăț și eu mă inspir și eu îl analizez și după care eu mă ghidez. Pentru cei care mi-au fost alături an la rând și au studiat evoluția mea, nu contează deocamdată unde am ajuns, contează de unde am pornit și cum am fost înainte și ce am reușit să ajung în, cu mine mă refer personal, ca și mod de a fi, au observat probabil că a fost ceva mult mai frumos și metoda sau instrumentul prin care am ales totuși să evoluez și să nu rămân același om m-a ajutat o filozofie de viață pe care am mai propovăduit-o în diverse misiuni pe care le-am avut de-a lungul timpului și m-am gândit ca să reușesc să vă răspund la întrebările pe care mi le-ați pus într-un număr atât de mare, m-am gândit totuși să vă învăț ceva. Să vă învăț să gândiți și să gândiți într-un mod, să spunem așa, înțelept. Pentru că dacă tot pune toată lumea întrebări în stânga și în dreapta și caută doar un simplu răspuns, o să depindeți de acei oameni ca să vă dea mereu un răspuns. Personal, niciodată nu mi-a plăcut ca cineva să depindă chiar de mine sau eu să depind de altcineva, să tot îl întreb ce anume trebuie să fac pasul următor, ce înseamnă acel lucru, de ce e așa și nu e așa. Am preferat mereu să aflu metoda sau filozofia sau modul acela de gândire ca să mă pot folosi și eu, indiferent în ce parte a lumii aș fi și în ce moment m-aș afla, ca să nu depind de acel om. Așadar, și eu vreau să vă învăț să aveți și voi un instrument, să nu depindeți neapărat de mine sau de alți oameni cărora să le adresați anumite întrebări, nu că n-ar fi frumoase și nu că nu ne-am dorit să vă răspundem, doar că mi-aș dori ca să vă găsiți singur un răspuns. Ceea ce vreau să vă mai spun este că fiecare este pe barba lui, dacă e să vorbim așa într-o oarecare modalitate pe românește. Fiecare pe barba lui. Așa ați fost dintotdeauna și am fost dintotdeauna și așa vom fi și acum și de acum înainte, adică fiecare și cum își așterne, așa va dormi. Am observat că există o mare irresponsabilitate printre foarte mulți oameni care aleg chiar și în această perioadă să iasă pur și simplu afară pentru că nu mai rezistă în casă și asta iarăși o lipsă de disciplină și mai mult decât atât o lipsă de educație la modul general. Dacă tot vreți să vă îmbolnăviți ca să aveți totuși o imunitate în acest sens, vă rog să nu vă îmbolnăviți toți deodată, măcar luați-o pe rând. Pentru că cadrele medicale nu vor face față sub nicio formă, indiferent cât de multe soluții sau chiar tratamente s-ar găsi, fiindcă la un moment dat se va face un triaj între cel care nu mai poate deloc și cel care totuși mai are câteva mari șanse să-și revină. Așadar, dacă tot vreți să vă îmbolnăviți, luați-o pe rând. Și asta, ca să o luați pe rând, stați în casă și ieșiți pe rând în lumea de afară, pentru că se pare că între patru ziduri sau între patru pereți nu rezistați. Sunt oameni care au razna, am mesaje și pur și simplu persoane care nu-și mai găsesc pacea în casă, s-au trezit cu ei înșiși și și-au dat seama că n-au niciun fel de relație cu persoanele lor. Și eu am să țin acest live atâta cât va fi necesar. Așadar, dacă aveți răbdarea suficientă să vă învăț ceva de care să vă folosiți, eu vă invit să mergeți în clipa aceasta într-un loc mult mai intim. Închideți-vă undeva unde aveți liniște, pentru că urmează să vă explic ceva și dacă de la bun început nu o să fiți atenți, evident că acest live va rămâne pe pagina mea și puteți să-l reascultați mai târziu. Dar dacă tot sunt aici și dacă tot v-ați ales acest timp să rămâneți alături de mine, mergeți într-un loc unde aveți liniște. Închideți, vă rog frumos, toate televizoarele, pentru că cred că este suficient cât v-ați intoxicat cu tot felul de vești rele sau cu alt fel de vești sau, până la urmă, cu lucruri care nu v-au hrănit sub nicio formă, mai mult v-au agitat. Mergeți și închideți absolut tot și orice sursă de bruiaș și rămâneți alături de mine, pentru că în câteva zeci de minute, atâta cât veți avea și voi răbdare, am să vă explic ceva. Ceva despre viață, despre o filozofie, care probabil așa o să vă dați seama de unde a plecat tot acest haos și încotro ne îndreptăm. Sunt oameni care se roagă pur și simplu, sau poate v-ați rugat pur și simplu să aveți parte de răbdare, da? În viață, în viața voastră, poate că v-ați rugat să aveți parte de răbdare.
Crezi că Dumnezeu, ca să mă adresez direct ție la pertu, ca să nu vă mă adresez vouă, crezi că Dumnezeu vine la tine și îți dă răbdare? Dacă te-ai rugat să-ți dea răbdare? Sau îți va crea o oportunitate în care vei învăța să ai răbdare? Dacă te-ai rugat vreodată să ai iubire în viața ta, crezi că Dumnezeu vine și îți trântește așa iubirea pe masă, poftim iubire, sau îți creează o oportunitate sau o ocazie unde să înveți să iubești sau chiar să te lași iubit, că până la urmă și iubirea vine, dar poate nu știi să o primești. Dacă vreodată te-ai rugat să fii și tu mai aproape de familia ta sau să ai timp să stai cu familia ta, crezi că Dumnezeu vine așa și strântește, poftim, ia de aici, stai cu familia ta, uite, poftim, astăzi ai o zi liberă. Sau îți va crea o oportunitate în viața ta în care să stai cu familia ta. Te-ai rugat, probabil că, uite, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile și acum, dacă n-ai avut parte de timp, ți-a dat timp. Nici nu mai contează prin ce modalitate, că din câte îmi dau seama, nu cred că te-ai rugat și prin ce modalitate să-ți dea timp. Dumnezeu a venit și ți-a dat timp. Timp ca să stai cu tine. Am auzit de atâtea ori povești de la oameni, vai, ce mi-aș dori să am timp ca să stau cu mine, ca să am și o timp, ca să meditez. Uite, te-ai rugat să-ți dea Dumnezeu timp. Poftim, ți-a dat timp. Că nu-ți place cum ți-a dat timp, asta e altă poveste. Data viitoare, când te rogi la Dumnezeu, te rog frumos să pomenești și prin ce mod să-ți dea acel timp, că s-ar putea să nu-ți convină modalitatea prin care totuși îți dă timp. Data viitoare când te rogi să-ți dea Dumnezeu răbdare, nu uita să menționezi și prin ce modalitate să-ți dea răbdare. Că uite acum, ți este pusă la încercare răbdarea. Și cum ai putea vreodată să înveți să ai răbdare dacă nu ai un eveniment în viața ta unde ți se va cere răbdare? Asta v-am spus ca să stați să meditați puțin la acest aspect, pentru că sunt oameni care cer, dar nimic nu dau înapoi. Cer de la Dumnezeu, dar nimic nu dau înapoi. Uite, acum ați cerut și v-a dat probabil timp, probabil că v-a dat familia înapoi, într-o formă sau alta. V-a dat ocazia să stați cu voi. Și tot așa mai departe, stați așa și vă gândiți că nu o să vină nimeni să vă dea vreodată așa pe tavă ceva, ci o să vi se creeze oportunități de către Univers, numiți-l Creator, numiți-l Dumnezeu sau cum vreți voi, în care doar așa veți dobândi acel ceva pe care l-ați cerut. Că de multe ori e dureros, eu nu cred că cineva s-a dezvoltat vreodată sau a evoluat vreodată în lumea asta dacă n-a fost ceva mai mult dureros decât plăcut. Pentru că într-un confort anume, nimeni niciodată n-a reușit să evolueze, din contră. Înainte de tot acest haos în care noi trăim astăzi, ați avut confort, corect? Ați avut un confort, dar n-ați știut că ați fost într-un confort și v-ați plâns. N-am văzut deseori postări în care oamenii scriau că, vai, am fost fericiți și nu știam. Să fim serioși, dacă ați fi fost fericit și dacă ai fi fost fericit, crede-mă că știai. Știai foarte bine, nu? Nu există, foarte rar întâlnești un om fericit și nu erai fericit. Dacă vrei să reformulezi, mai ar trebui să spui, domnule, am avut ce mi-am dorit, așa cum mi-a fost dat de sus, dar n-am știut să fructific și n-am știut să fiu recunoscător. Și că abia acum ai învățat să apreciezi ceea ce ai avut. Într-o bună zi, când va trece și această perioadă, te asigur că o să dai timp înapoi și ai să te gândești, uite, am avut 4 pereți, am avut unde să dorm, am avut sănătate, am avut tot și n-am știut să apreciez. Că a trebuit să ies afară și să mă plimb, pentru că afară e frumos și că n-am avut răbdare. Văd că suntem deja 1465 de oameni care s-au conectat, care sunt împreună. Eu am să vă răspund, repet, la întrebările pe care mi le-ați pus și pe cele pe care n-ați apucat să mi le lansați printr-o învățătură pe care mi-aș dori să o înțelegeți și voi și de care să vă folosiți. Înainte de toate lucrurile pe care oamenii le-au învățat și cu care s-au informat, dacă vă uitați foarte atent în jurul vostru, lumea este condusă de simboluri. Dintotdeauna a fost condusă de simboluri și este condusă de simboluri și va fi condusă de simboluri. Pentru cei care sunt șoferi, cei care au făcut școala de șoferi, ați fost acolo
și ați învățat simboluri, numiți-le simbolurile regulilor de circulație. Ați văzut cum arată trecerea de pietoni ca și simbol, cum arată simbolul de prioritate, simbolul stop, cedează trecerea. Bun. Odată ce ai învățat acele simboluri, ai știut să intri în mașină și să îți păstrezi viața și trupul integru, folosindu-te de acele simboluri ca să nu ai un accident. La fel se întâmplă și în viață. Sunt foarte multe simboluri care vă înconjoară, dar nu știți să le citiți sau nu le interpretați corect. Și de aceea, când mergi prin viață și în această mașină numită corp, alegi să îți conduci trupul prin viață și în decursul anilor și necunoscând corect regulile de circulație, îți vei da seama că vei avea multitudine de accidente, și anume suferințe sufletești, suferințe psihice, și tot felul, și tot soiul de suferințe. Așadar, mi-aș dori ca foarte mulți oameni să cunoască taina simbolurilor, la fel cum ați cunoscut-o și în momentul când v-ați lansat să deveniți șoferi. Ați învățat vrând nevrând acele simboluri ca să puteți merge sănătoși și, până la urmă, înțelepți pe drumurile pe care voi conduceți mașina. Așadar, și trupul acesta e o mașină și ar trebui să-l conduceți tot folosindu-vă de anumite simboluri. Până și tot ce se perpetuează în zilele noastre și tot ce există astăzi se poate înțelege prin simboluri. Așadar, am ales să vă descriu toate evenimentele prin care treceți prin simboluri. Odată cunoscând semnificația acelor simboluri, veți găsi probabil singur răspunsuri de acum încolo, la mai multe întrebări decât cele pe care ați ales să le scrieți în mediul online sau pe rețelele de socializare. Așadar, elementele sau teoria celor cinci elemente, aici aveți și am pregătit pentru voi aceste simboluri prin care se poate traduce întreaga viață. Ca să fiu foarte clară de la bun început, n-are nicio legătură nici cu zodia voastră, n-are nicio legătură cu alt sistem pe care voi l-ați studiat, este un sistem din metafizica chinezească. Și cu siguranță acei oameni deprind această artă destul de bine, mai ales cu tot ceea ce se întâmplă astăzi, cu siguranță și ei știu mult mai multe cum anume să se folosească de aceste simboluri ca să conducă până la urmă tot ceea ce se întâmplă și cred că și alți oameni care le-au studiat. Când vorbim despre simboluri sau despre teoria celor cinci elemente, ca să vă explic de la bun început ce înseamnă, este vorba de manifestarea vieții, despre însăși viața și despre însăși creația. Aici este creația și așa arată creația, toată creația. Acum, călugării taoiști s-au hotărât ca acum vreo 2500-3000 de ani să traducă manifestarea vieții, tot ceea ce se întâmplă în viață, orice fel de eveniment, orice fel de aspect al vieții, să-l traducă prin anumite simboluri. În loc să spună m-am îndrăgostit sau sufăr din dragoste, au ales să numească acel eveniment, să-l absoarbă și să-l cuprindă într-un singur cuvânt. Iar acel cuvânt, ca și un simplu exemplu, intră în elementul foc. Studiind focul pe de-o parte, care are asociere cu soarele, cu lumina, și făcând o paralelă dintre aceste evenimente precum dragostea, comunicarea, oamenii, lumina pe care o emană fiecare dintre noi, au făcut o paralelă și în loc să folosească așa multe propoziții și atât de multe cuvinte, au ales să transforme acel eveniment într-un simbol numit foc, evident asociindu-l cu însăși focul sau cu soarele. Au stat ei așa și s-au gândit și cum ar putea vreodată să descrie călătoriile. Cum ar putea vreodată să spună într-un simplu simbol ideea de a fi cameleonic sau de situații schimbătoare sau de însăși informația ca și un aspect global în tot ceea ce înseamnă informație? Cum ar putea vreodată să cuprindă toate cunoștințele, cunoașterea, experiența de viață, ca și total, într-un singur cuvânt? Și au numit acest eveniment sau acest aspect al vieții în elementul apă și am denumit apa, pentru că apa
n-are nicio formă, preia forma recipientului în care se așează, așa, dar sunt și evenimente care atunci când nu le poți cuprinde, nu le poți apuca, nu le poți, să spunem așa, pune într-o oarecare stabilitate, decât dacă folosești un recipient sau o situație care să o mențină acolo, au ales să denumească acest aspect al vieții apă. N-are nicio legătură cu însăși apa, dar situațiile clare, informațiile clare de unde te poți adăpa, de unde poți bea ca să te hrănești până la urmă, se numește apă. Apoi stau și s-au gândit că există în această viață, călugării taoiști, lucruri pe care ar trebui să le crești, să le dezvolți, situații care necesită un plan anume, o răbdare aparte, până la urmă un scop în sine sau viziunile din viață, au ales să denumească toate aceste aspecte ale vieții în cuvântul lemn. Pentru că așa cum un copac are răbdare să crească, așa cum iarba nu trebuie să tragi de ea ca să crească, ea crește având răbdare, așa cum prinde rădăcini undeva acel copac ca să poată să se lanseze în proiectul său, așa sunt și anumite situații în viață unde necesită răbdare. În primul rând rădăcini și până la urmă o sămânță pe care să o plantezi undeva și să crești. În viață ai nevoie și de lucruri stabile, ai nevoie și de familie, și de copii, și de conexiune până la urmă, și de o stabilitate, de un echilibru, de bunăstare. Iar toate aceste aspecte ale vieții, comunitățile, țările, oamenii unde se adună, unde creează ceva și până la urmă stabilesc o anumită regulă și o anumită așezământ, au denumit acest aspect al vieții pământ, ca și element pământ. Și apoi, ultimul element, ce anume metalul, are asociere cu tot ceea ce înseamnă cristalizare. Iar toate aspectele vieții care cer izolare, toate aspectele vieții care cer asceză, care țin până la urmă de a-ți găsi până la urmă tot ce înseamnă în tine prețios, toate aceste elemente ale vieții care compun partea aceasta de maturizare și până la urmă de o înțelepciune aparte în urma unor presiuni ca să iasă acel mineral sau acel metal, a fost asociat cu elementul, cum v-am spus și mai devreme, metal. Acum, pentru că nimic nu este întâmplător așezat, aici puteți observa că există un ciclu și anume aceste săgeți pe care le observați aici se numește ciclul constructiv sau de susținere. Apa susține lemnul, lemnul susține focul, focul pământul, pământul metalul, metalul apa. Așadar, toate aspectele vieții, unde intră ideea de informație, unde intră ideea de cunoaștere, susține mai departe tot ansamblul acesta. Iar am să vă arăt în continuare, desfăcând fiecare element, ce anume poate să traducă în zilele noastre și ce anume se întâmplă, pentru că am ales să vă vorbesc prin pilde și prin simboluri, pentru că este mult mai bine atât pentru mine, cât și pentru voi, pentru că s-ar putea să fie oameni cărora nu o să le convină dacă aș spune exact lucrurilor pe nume și mă voi strădui să vă vorbesc în simboluri sau în simbolistică, bazându-mă pe inteligența voastră și pe cunoașterea voastră, că o să înțelegeți chiar și așa ce anume am să vă spun și de ce am ales până la urmă să vă explic așa. Imaginați-vă că fiecare bulină de aici reprezintă un memory stick sau o memorie și în interior există o bază întreagă de date. Sunt oameni în această lume care cunosc foarte clar cum anume să gestioneze această bază de date, folosindu-se de cicluri constructive sau de susținere și totodată de cicluri de control sau de distrugere. Aici în interior aveți săgeți care reprezintă ciclul de control sau de distrugere. Apa stinge focul sau, adică distruge focul sau îl controlează. Focul topește metalul sau îl distruge. Sau mai bine spus, îl poate chiar controla. Metalul taie lemnul, adică îl distruge sau îl poate controla și tot așa mai departe, ca și un ciclu de control. Ca toată manifestarea creației să existe, e nevoie de acest ciclu atât constructiv cât și ciclu de control sau destructiv. Dacă mă întrebați unde ne aflăm noi, și o să vă dați și seama imediat în minutele care urmează unde ne aflăm noi ne aflăm în acest moment,
și anume în izolare, pentru că elementul metal vorbește despre izolare, despre cristalizare. Venind de aici, din elementul pământ, am ajuns în elementul metal, adică din comunitate, din familie, din bunăstare, din bogăție, din înfructare, până la urmă, din lăcomia fiecăruia dintre noi, am ajuns vrând nevrând și ne-am împins viața să cădem în elementul metal, care înseamnă izolare, cristalizare, trierea anumitor lucruri foarte importante. Imaginați-vă că acest element metal poate fi asociat cu sita. Așadar, în această sită, va trebui fiecare să-și facă o ordine, atât de psihică cât și de altă natură. Dar, ca să ajungem până acolo, ca să vă dați seama cum stăm și unde stăm, de exemplu, fiecare element este asociat și cu un organ anume. N-am să intru în fiecare organ, în fiecare element ca să vă explic toate organele, dar pentru că v-am spus mai devreme că ne aflăm în elementul metal astăzi, metalul are legătură cu plămânii. Așadar, faptul că nu ai voie să respiri acest aer sau interacțiunea umană unde se poate răspândi sau tot ceea ce se răspândește astăzi, vor fi afectați evident plămânii și anume acest element metal din nou pune accent pe perioada, în perioada aceasta în care noi trecem cu toții. Dar și acest lucru este susținut de undeva și va duce în altă parte. Ceea ce vreau să vă spun este în felul următor, până intru în ele ca să vă explic anumite aspecte. Aerul sau oxigenul are legătură cu elementul metal. Omul în această viață are nevoie de aer, are nevoie de hrană, are nevoie de lumină, are nevoie de natură și are nevoie de apă. Dacă vreți să facem așa o oarecare, nu previziune, că sună destul de comun și nu-mi plac aceste previziuni, după ce aerul acum a fost intoxicat și este virusat, probabil că următorul pas, într-o bună zi, o să vă treziți și o să ne trezim într-un haos în care apa va fi contaminată, pentru că de la aer vom trece către apă și se vedeți atunci haos general, în care fiecare nu va ști cum anume să-și care butoaiele cu apă în casă, sau care apă este bună sau potabilă și care nu mai este bună. Pentru că dacă elementul metal are legătură cu aerul, cu oxigenul, până la urmă apa ca și element are legătură cu însăși apa. Și probabil că într-o bună zi o să vină un alt virus sau altceva care va contamina însăși apa pe care o beți. Dacă acum v-ați făcut provizii cu mâncare în casă, nu știu pentru ce, pentru că oricum am depășit acest element, am trecut oricum aici și important este aerul pe care îl respiri și cum îl respiri și nu ce anume bagi în tine. La un moment dat va trebui să ai grijă ce apă bei, pentru că dacă e să folosim înțelepciunea din metafizica chinezească și ținând cont de anumit simbol în care noi ne aflăm acum, probabil că ar trebui să vă gândiți foarte serios oarecum va arăta lumea noastră în ceea ce privește apa pe care voi o beți. Și aici am să mă opresc și mai mult n-am să vă mai explic despre acest aspect, pentru că sunt alții probabil care o duc și o gândesc mult mai bine decât mine. Fiecare element are și o emoție predominantă. Și avem aici așa, la elementul apă, la verbele sau la acțiunile unui om, la apă, a fi și a înțelege. Observ că sunt foarte puțini oameni care nu înțeleg. Dar ca să înțelegi ceva, întâi trebuie să fii ceva din elementul apă și ca să fii și să înțelegi, înainte de orice, ar fi trebuit să perfecționezi. Dar pentru că n-ai perfecționat și încă nu știi ce ai devenit și ce ești, atunci măcar să te uiți la tine puțin și să înțelegi ce sunt eu, cine sunt eu. După ce ești ceea ce ești, bun sau rău, sau după ce înțelegi ceva, abia atunci faci ceva. Are verbul a face sau a crea. Următorul stadiu este a se emoționa, a simți, apoi a hrăni, a avea și apoi a perfecționa, a deveni. Ceea ce am uitat să vă menționez este în felul următor, că fiecare element are o parte pozitivă și o parte negativă. Partea pozitivă o să vă explic în cele ce urmează, manifestările pozitive ale acestor elemente. E ca o medalie sau ca un medalion cu două fațete sau cu două fețe. După cum știți, probabil că ați mai studiat simbolurile, acesta este steaua lui David, da? Adică este creația sau omul în sine, cu două mâini, două picioare și cu cap.
Atunci când este într-o variantă pozitivă, elementul însăși sau toate cele cinci sunt în variantă pozitivă, reprezintă creația. Și pentru varianta negativă sau manifestarea lor în sens negativ, ele arată așa. Dacă cunoașteți acest simbol, care este un simbol diabolic sau este un simbol al diavolului. Ca să poți să înțelegi ce înseamnă manifestarea pozitivă, ele ar trebui să fie așezate exact în această manieră. Adică, toate aspectele pe care eu am să vi le spun pozitive, ele au ca și formă și ca și așezare așa. În momentul când omul sau viața se manifestă sau creația în sens negativ, ați văzut simbolul care arată așa. Dar pentru că n-au avut cum să răsucească medalioanele invers, cum eu le predau deseori în cursuri, unii oameni care se pricep în simbolistică au ales să răstoarne cu totul și să arate așa. Așadar, am să vi le explic pe rând ce înseamnă într-o variantă pozitivă manifestarea acestor elemente sau în viața ta și ce înseamnă o manifestare negativă. Și aici aveți, cum am spus, manifestarea ca și verb, ce anume reprezintă fiecare element. Ca să faci ceva, trebuie să fii ceva. Când mă întrebau alți oameni cum să fac ceva nou în viața mea, cum să creezi ceva nou în viața mea, înainte să creezi sau să faci ceva, să te apuci ceva să faci, trebuie să fii sau să înțelegi ceva sau să ai informații. Degeaba te pui să faci, acumulezi în acest element foarte mult, dar tu n-ai de unde să absorbi ca să poți crește acea pădure numită mai departe acel proiect, pentru că nu înțelegi și nici nu ești. După ce faci ceva, apoi simți ceva sau acest aspect susține emoția și simțirea unui om. Mai departe, după ce simți și ai o emoție și o trăire, asta înseamnă hrană și asta înseamnă să ai ceva. Sunt oameni care au emoții, au stări și sunt oameni care sunt înstăriți. Din păcate, astăzi oamenii au multe stări și multe emoții, dar sunt înstăriți cu emoții negative. Așadar, toate acele monede pe care le-ați văzut sunt întoarse în variantă negativă sau, dacă vreți, răsucite invers, care înseamnă diabolic. Oricum, toți trăiesc un iad. În general, dacă e să o luăm așa, mai mult omul devine diabolic în zilele noastre decât să devină un om divin, cum l-am numit eu, sau un mag alb. Manifestarea elementelor într-un sens pozitiv se numește magul alb sau viața divină. Într-un sens negativ se numește diabolic sau viața diabolică sau iadul pe care tu îl trăiești. Așadar, fiecare element sau fiecare bulină, cum vreți voi să numiți, are manifestare pozitivă care arată așa această hartă, iar negativă înseamnă că moneda s-a răsucit și e într-o variantă negativă care este ca și simbol inversat. Acum, indiferent despre ce cunoașteți și ați mai înțeles din elemente, de unde ați mai studiat și voi de-a lungul timpului, eu am să vi le explic pas cu pas, ca să le puteți găsi în viața voastră și prin ce anume voi treceți astăzi, că probabil așa, când cineva vă explică și vă lămurește cu ceva, știți și voi cam în ce sector vă încadrați și ce aveți de-a face cu voi mai departe. Fiecare element, cum v-am spus, are și un organ principal, are și un verb, are și o acțiune, are și o perioadă din zi, are și o perioadă de peste an, are și o perioadă a vieții. Așadar, în fiecare element se încadrează, cum am spus, o bază mare de date. Aici aveți ca și emoție predominantă la apă teama și anxietatea. Și astea sunt în variantele negative, adică manifestarea creației viceversa sau, mai bine spus, într-o variantă sau într-o emoție complet negativă. Teama și anxietatea. De unde pleacă asta? Aflându-ne într-un element astăzi, metal, unde este multă mâhnire și tristețe, unde te mâhnește tot ceea ce se întâmplă și ești trist pentru oamenii care mor, trist pentru tot ceea ce te înconjoară, trist că nu mai poți să ieși afară, alimentează și susține teama și anxietatea. Dacă ai înțelege că există și emoții pozitive în fiecare element sau măcar o monedă s-ar răsuci într-o variantă pozitivă, ar alimenta mai departe altceva. Dar pentru că încă probabil nimeni nu ți-a explicat care este structura vieții și până la urmă cum anume ar putea modifica ceva, te gândești, domnule, dacă mâhnirea și tristețea în care eu mă aflu susține teama și anxietatea, iar după ce sunt temător și anxios și îmi fac o grămadă de filme în cap, ce o să se întâmple, dar ce o să fie, dar dacă o să ieșim din casă, nu o să ieșim din casă, pentru că aici e multă imaginație, precum o apă, foarte multe chimere se nasc și foarte multe iluzii apar în urma mâhnirii și a tristeții, mai departe această teamă și anxietate hrănește furia și mânia,
Pentru că la un moment dat atât de temător ești și atât de multe filme ți-ai făcut în cap, încât prima izbucnire care o ai, tot pe baza fricilor. Apoi furia și mânia susține disperarea și obsesia, după cum observi că sunt oameni foarte mulți disperați și obsedați. Disperarea și obsesia, mă gândesc că vă dați seama cum e manifestarea. Obsedat, mă înșală! Sau disperare mare, ce mă fac? Oricum, în ciclu distructiv, pentru că ele se manifestă în același timp și în interior, cu cât e omul mai disperat și obsedat, controlează sau chiar își distruge mâhnirea și tristețea, dar asta nu va dispărea niciodată din disperare și din obsesie, ajunge și își controlează mâhnirea. Măcar dacă e obsedat și disperat, nu mai simte, domnule, că e mâhnit și trist. Cam așa cumva e teoria. Dacă sunt totuși furios așa și bat cu pumnul în masă și mă enervez așa deodată, măcar nu mai simt îngrijorarea și neliniștea. Mă simt și așa puțin stăpân pe mine, că am zbierat și odată și am făcut ordine și disciplină în casă. Dar dacă sunt îngrijorat și neliniștit și mă gândesc, oare ce-o fi? Oare o fi mâncat? Oare o fi ajuns? Oare putem ieși afară? Oare așa o neliniște în general în care trebuie să ajungi să mănânci sau să bași ceva în tine pentru că ține de elementul pământ și va trebui cumva să-ți astâmperi neliniștea, va controla măcar teama și anxietatea, că nu te mai simți așa temător și anxios după ce ai mâncat, nu-i așa? Parcă așa viața e mai bună, ești mai liniștit, s-a dus îngrijorarea, parcă totuși te mai simți în viață. Dar mai departe va susține mâhnirea și tristețea pentru că te vei simți vinovat după ce vei face acțiuni de tip pământ. Înțelegeți până aici? Sper să puneți acest film din nou și din nou sau această filmare. Pentru că dacă aleg să insist foarte mult pe un element, posibil oamenii să se piardă. Și dacă o să vă placă sau dacă ați înțeles ceva, probabil că din alte live-uri am să deschid mult mai mult un singur element să vi-l explic, pentru că se poate vorbi, cred că luni întregi, despre fiecare element în sine, ce conține el. Emoțiile pozitive, pentru că, cum v-am spus, emoțiile negative de aici, ele sunt reprezentate așa și aici e un haos. Gândiți-vă un om care le trăiește pe toate cinci deodată, pentru că o să vă gândiți, da, dar eu am din toate cele cinci. Bravo, felicitări, trăiești iadul. Adică ești diabolic complet. Ca om ești complet răsturnat, exact ca și un simbol diavolesc. A, sunt și furiosoada, dar sunt și disperat. Mai sunt și îngrijorat, și mâhnit, și teamă. Știți, mă întreba odată cineva, dar unde e iadul și unde e raiul? Iadul și raiul este aici, în această viață. Deocamdată aici nu știm ce o fi pe partea cealaltă, că nimeni nu s-a întors înapoi să ne spună. Dar puteți să-l experimentați încă de pe aici ce înseamnă raiul și iadul. Încă din această viață puteți afla cu exactitate cum e în iad și cum e în rai, pentru că singur omul cu mâna lui își face și raiul și iadul. Dacă voi considerați că afară este iadul ce se întâmplă, eu cred că dacă stai și te uiți foarte bine la tine, o să-ți dai seama în ce iad trăiești tu în general cu tine, pentru că ai oricând ocazia, în orice clipă, să pui mâna, domne, și să schimbi ceva. Și dacă aștepți cineva din exterior să vină și să-ți schimbe așa viața, să zică cineva o veste bună la televizor, să apară nu știu ce, să ne pocnească odată ceva, să se schimbe ceva în bine, atunci nu ești decât un animal care așteaptă un dresaj din exterior ca să zică, bă, drept, drept, acum ieșim, ieșim. Dacă așa așteptați vești de la cineva care oricum nu credeți în acei ceva și vrei să fii stăpân pe tine, bagă-ți odată mințile în cap și revino-ți, pentru că n-ai nicio soluție să trăiești decât iadul și disperarea, exact așa. Și fiecare om își face cu mâna lui viața. Fiecare om, dacă înțelege ceva și bagă bine la cap ceva, își face și raiul și iadul. Dacă nu, atunci probabil că nu este omul dispus să învețe ceva. Nu e încă dispus să înțeleagă ceva, așteaptă cineva să vină să-i schimbe, nu știu, existența și cam atât. În varianta pozitivă, ce avem de făcut aici? Ia să vedem. Ca să trăiești emoții pozitive, avem așa la apă curaj și persoasiune. La lemn, pasiune și imaginație. Aveți vreo pasiune? Aveți vreun hobby? N-aveți? Atunci înseamnă că vă trebuie undeva un curaj să vă apucați, o persoasiune, nu procrastinare, pentru că sunt oameni care au o artă a procrastinării, tot amână și amână. Lasă că mă apuc de mâine, lasă că o fi când o fi, am să mă apuc într-o bună zi și uite așa, nu înțeleg nimic ce anume au de făcut.
nu ai curaj și persoasiune înseamnă că ai nevoie de oarecare compasiune vis-a-vis de persoana ta, să nu te mai judeci atât de mult că nu poți sau că ai atât de multe frici, și oarecare perfecționare și cristalizare a ființei. Apoi, după pasiune și imaginație, acest aspect sau această manifestare a vieții tale, unde ai pasiune, unde ai un proiect, unde îți imaginezi o viziune a vieții, susține bucuria și entuziasmul. Dacă vrei să mergi la sală, să faci sală, da? Degeaba te duci să faci sală și sport că ești entuziasmat și bucuros, pentru că focul trebuie susținut cu ceva și se susține cu pasiune. Fără pasiunea de a face sau dragul de a face, să zicem, sport, doar din bucurie așa te duci aici, un element foarte slab dezvoltat în viața ta, posibil că lipsește o informație de bază care să te împingă până aici să susții acest entuziasm, omul se stinge, v-ați apucat lung de ceva, nu-i așa? Gata, de luni mă apuc, învăț ceva nou. Din entuziasm, nu? Sau după acest live, gata, am un entuziasm, așa, am o poftă să fac acel ceva. Dacă nu aveți o viziune sau o imaginație de la lemn, de la simbolul lemnului, până la sfârșitul săptămânii o să se ducă totul pe apa sâmbetei, pentru că doar din simplă plăcere sau din entuziasmul de a face ceva nu o să fie suficient ca să continui până la capăt. Așa, continuăm mai departe. După ce ești bucuros și entuziasmat, aici înveți la un moment dat și îți dai seama că dobândești grija și afecțiunea. Grija și afecțiunea. Grija de a folosi cuvintele corect, grija de a livra o informație, grija față de celălalt, înveți afecțiunea, să mângâi pe cineva, să-i spui o vorbă bună, să-l susții, precum un pământ. Voi susțineți pe cineva sau îl susțineți cu îngrijorări? Pentru că aici la elementul pământ poți să susții, corect, și îl susțin. Dar cu ce îl susții? Pe omul acela, cu îngrijorare și cu neliniște. Dar dacă te gândești că tu îi bagi în cap și ar trebui să-l susții dincoace, așa, cu grijă și cu afecțiune. Lasă că o să fie bine, hai că o să poți, du-te și reușești, nicio problemă, îl susții și oferi un echilibru. Dar nu-i bagi în cap îngrijorări, că asta nu înseamnă să susții un om dacă toată ziua îi arăți neliniștea. Faptul că cineva e neliniștit față de altcineva, asta nu înseamnă că de fapt cu adevărat îi pasă. Îi pasă să-și arate neliniștea și îngrijorarea pentru că nu înțelege și încă nu știe că ar trebui să-și arate grija și afecțiunea. Asta e o mare diferență. Una este să-i arăți unui om cât de disperat și obsedat ești după el, pentru că este un simbol, focul, elementul foc al iubirii, și te duci și susții. Vai, sunt obsedat după tine, vine să te caut într-una, nu m-ai sunat, eu te iubesc, eu nu mai pot fără tine, nebunesc, ești disperat. Și alta este să te duci și să-i spui omului cu bucurie și cu entuziasm, pentru că așa omul nu mai trăiește iadul lângă tine, trăiește raiul lângă tine. Este bucuros, entuziasmat, când a sunat, în loc să zică: dar de ce nu mai suna și mi-ai trimis un mesaj aseară? Pentru că e o combinație dintre disperare și îngrijorare. Ar trebui, când a sunat după 5 ore, să fii bucuros și entuziasmat că te-a sunat și să-ți arăți grija și afecțiunea. Asta înseamnă să fii normal la cap. Mai departe, după grijă și afecțiune, avem compasiune și perfecționare. După ce ai ceva, ai un echilibru, ai o așezare, ai un element al pământului, abia atunci știi să prețuiești, pentru că este un simbol al prețuirii. Imaginează-ți că aici în elementul metal intră, să spunem, aurul, argintul, tot ce înseamnă mai prețios, cu mai multă perfecțiune fațetezi acel ceva pe care l-ai dobândit. Verbele la fiecare, așa pe scurt, la fiecare element înseamnă sunt, fac, simt, am și devin. După ce am ceva, apoi pot deveni ceva. Dar ca să devin ceva, trebuie să învăț și verbul acesta de a perfecționa, de a fațeta. După ce devin ceva, iarăși am ceva, iarăși fac ceva, iarăși simt ceva, iarăși devin, am ceva, iarăși devin și tot așa mai departe. Acum, după aceste emoții, pentru că aici mi-aș dori să le trăiți mai pasional, să fiți așa, cu mai multă pasiune, cu mai multă, nu știu, așa,
imaginație, dar ca să ai, să nu ai o imaginație bolnavă, pentru că aici poate să fie o informație care să livreze o imaginație bolnavă, atunci dacă ai imaginație bolnavă, te întorci înapoi la elementul apă și schimbi aici din diabolic în divin, din informații bune, care nu sunt bune, în informații mult mai bune. Și ca să aveți informații bune, vă trebuie o detoxifiere informațională. Ca să aveți o detoxifiere informațională, vă trebuie o disciplină, pentru că disciplina ține de elementul metal, fie ca și popoare care cunosc disciplina. Ca să ai o informație bună, îți trebuie disciplină, iar disciplina de a selecta, de a perfecționa informația va crea o claritate a elementului apă care va genera o imaginație bună și nu una bolnavă. Și nu una care îți creează obsesii. Dar pentru asta va trebui să vii aici și să ai o disciplină, pentru că tu poate ești atot cunoscător. Vai, Suada, trebuie să zic ceva ce s-a întâmplat. Și primesc așa bombardamente pe Facebook. Ăla ce a scris, articolul ăla care a scris, ăla ce a scris, uite ăla ce a scris, uite aia înseamnă toxicitate. Dacă n-aș avea cât de cât pus la punct un element al metalului ca să fac trierea informațională, ar veni complet buluc peste mine și s-ar îndop. În funda, știți zațul de cafea? La un moment dat trebuie să-l cureți, pentru că, dar dacă n-ai sită, se duce și se înfundă absolut tot sistemul pe care l-ai în cap sau până la urmă, făcând așa o asociere, cu toate țevile din casă, dacă n-ai o sită. Iar sita aceasta, dacă nu există, e din cauza faptului că nu aveți o disciplină în informații. Sunt oameni care distribuie așa toată ziua, bună ziua, nu știu, pentru că nu există, oricum nu are o viață disciplinată. Ce înseamnă să ai totuși o disciplină în informații? Să ai să o luăm mai de la început, pentru că sunt oameni care mă întrebau cum poți în această perioadă să fii bine. Păi vă trebuie un program. Vă trebuie un program. Dacă vă trebuie unul cu biciu care să vină să vă zică ca și un șef, așa cum ați fost obișnuiți la servici, proiectul ăla să fie gata la ora aia, vezi că trebuie să faci aia până în data de, ce-ar fi să te întorci la tine și să vezi ce înseamnă să fii șef? Că toată lumea așa dori să fie șef. Vreau să fiu și eu șef, vreau să fiu și eu manager. Ia uite, acum ai ocazia să experimentezi ce înseamnă să fii propriul tău șef tu cu tine. Dacă un om nu se poate conduce pe el însuși și nu știe să fie propriul său șef al vieții sale, nu o să fie niciodată capabil să devină șeful nimănui. O să fie călcat în picioare, o să fie denigrat, o să fie făcut preș, nimeni nu o să-l asculte, pentru că el în primul rând nu se poate conduce pe sine, nu-și poate conduce, nu-și poate înhăma capul, trupul, sufletul, spiritul, toate așa deodată, într-o coloană, care să-l ducă spre aceeași direcție, pentru că e complet descentrat. N-ai cum să fii vreodată șef dacă nu poți să fii șef cu tine în casă. Și ca să fii șef cu tine, tu cu tine, în această perioadă, va trebui să îți testezi toate abilitățile, calitățile de lider, până la urmă, și de șef, dacă vrei, sau măcar de administrator. Să începem cu varianta de administrator. Lucruri administrative. Înainte să începeți ziua, înainte cu o seară, măcar din seara asta, faceți-vă un program, scrieți pe o agendă ce aveți de făcut a doua zi. Pentru femei care sunt casnice, ce au de spălat, ce au de călcat, ce au de făcut. Pentru cei care au, nu știu, servicii încă, că lucrează de acasă, că lucrează de undeva, faceți-vă o agendă în care scrieți ce aveți de făcut a doua zi. Dar nu vă încărcați cu așa de multe. Dar la început o să vă încărcați cu multe și o să vă dați seama că de acolo n-ați putut tăia decât 2-3 și asta înseamnă că ai un ritm anume, mult mai lent, în care va trebui să-ți pui ca și target a doua zi alte lucruri, altceva în program, puțin, mult mai puțin decât te-ai ambiționat. Așadar, un program pentru a doua zi, ce ai de rezolvat a doua zi. În agenda respectivă ai de plătit facturi, trebuie să mergi să-ți iei între 11 și 1, nu știu, că ești după vârsta de 65 de ani ceva de cumpărat, că ai ceva de rezolvat la servici, toate lucrurile care țin de treburi administrative scrise undeva. Dar înainte de toate astea, măcar seara va trebui să ți le notezi. Dimineața cum te trezești. Sunt oameni care sunt complet haotici încă de dimineață, mai ales în această perioadă când unii dintre cei care stau acasă, fiind obișnuiți să meargă la lucru, nu știu ce să facă primul lucru, pe ce să pună mâna, de ce să se agațe. Primul lucru care va trebui să-ți intri într-un obicei sau într-un ritual. Fie că te trezești cum te trezești, îți pui ora la care te trezești. Mai târziu sau cum îți dorești. Primul lucru care orice om disciplinat face dimineața este să se roage sau să mediteze, una din două.
Primul lucru când deschide ochii, va trebui să se roage sau să mediteze. Nu lungi, faceți cum doriți voi, nu vă mănâncă mult din timp. Decât să puneți mâna pe telefon și să vă uitați cine v-a trimis mesajul de aseară sau de azi noapte, e un om sănătos, psihic sau își echilibrează ființa complet. După ce a făcut acest lucru, se duce și își face igiena personală și vine înapoi și se apucă și face un sport. Indiferent ce înseamnă asta. Apoi merge și își face un duș, se îmbracă frumos și abia atunci începe ziua aia din program. Nu înainte, nu altfel, nu haotic. Dacă știi că ai o familie mare în care toată lumea îți faci un program în așa manieră să ai timpul tău, un om care nu-și acordă timpul pentru el însuși nu este un om care se respectă. N-are cum vreodată să aibă disciplină sau claritate în minte pentru că e haotic. Nu-și echilibrează și nu-și detoxifică întâi ființa lui, dar el întâi se apucă așa de toate deodată și merge și dărâmă munții când îi se epuizează complet energia pentru că el nu și-a calibrat complet ființa de la bun început. Și apoi, după ce și-a făcut din acea agendă și și-a bifat ce a avut de făcut în acea zi, înainte, sau să zicem de acest lucru, se informează. După ce și-a făcut sport, după ce s-a aranjat, s-a îmbrăcat și a luat micul dejun, se informează. Fie din ziare, 10-15 minute, fie de pe internet, fie de la televizor. Nu sunt un om sălbatic și eu aprind televizorul. Sau citesc de pe internet ce se întâmplă în lume. Nu înseamnă să te izolezi și să fii zen când închizi absolut tot ce e în jurul tău. Ești un om slab. Dacă asta consider că pe tine te ajută să fii zen, să ieși complet din orice fel de sursă de informare cu ceea ce se întâmplă în lume, păi așa, domnule, ușor să fii zen. Dar să reușești să fii, nu știu, echilibrat și centrat, și fiind în același timp în lume, eu consider că este un om destul de puternic. Așadar, te informezi, dar nu lași televizorul să funcționeze toată ziua bună ziua ca să afli ce se întâmplă, să fii super informat. Dacă vrei să fii super informat, deschide 10 televizoare, toate posturile, toate canalele, dar atunci înseamnă că trebuie să fii, nu știu, un om care lucrează într-un sistem unde e nevoie să fie extraordinar de informat. La ce vă folosește, domne, că sunteți atât de informați? Aflați de pe toate știrile, tot ce se întâmplă, că tot stingi televizorul și rămâi cu, până la urmă, e un gunoi informațional pentru că nu faci nimic cu el. Când ai ce faci cu ceva, îl arunci la gunoi, nu? Așa și cu informațiile. Ele sunt cum sunt, bune sau rele, dar rămân gunoi informaționale pentru că nu ești nici președinte, nici politician, nici spion, nici mare salvator al lumii, nici guru. La ce trebuie, domne, să știi toate alea așa super informat? Salvezi lumea, ieși afară pe stradă, îi tragi pe toți de mânecă, ai aver de salvat că știi atât de multe lucruri de peste tot. Nu, domne, un om se informează 10-15 minute, vede ce se întâmplă și fiți sigur că cele mai proaște vești toată lumea le află. Nici să fii încuiat în casă și să n-ai nici televizor, fii sigur că dacă ceva rău trebuie să afli, cineva o să-ți bată la ușă și o să te anunțe, e ceva rău. Nu, dar omul trebuie să fie gură cască și să afle tot. Pentru că n-are un obicei, pur și simplu, de la bun început. Și seara, după ce și-a terminat tot programul acela bifat, normal că din nou se informează. Fie din ziare, fie de unde vrea, el se informează. Ia să văd ce a fost peste zi. Și a prins din nou televizorul 50 minute, vezi ce s-a întâmplat, citești undeva un articol și gata, îi stingi și pa, la revedere. Și seara aveți alte obiceiuri, alte, nu știu, citești, scrii, înveți o limbă străină, faci curat printre acte, faci curat în laptopul tău, în albume tale, aveți atât de mult de lucru, că pun pariu că dacă aș veni acum la voi acasă și aș zice, vai ce tare mă plictisesc, cred că v-aș găsi eu de lucru. Eu v-aș găsi de lucru și dacă voi nu o să vă găsiți de lucru, cineva o să fie mult mai isteț ca voi și o să vină și o să vă dea de lucru. Și atunci o să fiți mulțumiți că, uite, vă simțiți și voi utili. Personal, eu nu știu cum să mă mai apuc să fac atât de multe lucruri, am în cap să le fac. Încât stau și mă gândesc că chiar și după ce o să ieșim din această carantină, cred că o să mai rămân acasă în carantină pentru că mă ajută foarte mult să stau și să îmi așez toate lucrurile exact așa cum trebuie să le așezate. Mai departe, ca să continuăm cu elementele, pentru că aici am vrut să vi le arăt, avem și altceva în elemente. Fiecare element are și alte aspecte ale vieții. Apa ține de înțelepciune și de cunoaștere. Sunt foarte mulți oameni care știu ceva, știu despre zodii, știu ce e la televizor, știu multe. Dar apa te invită nu doar să știi, te invită să cunoști. Și voi mă știți pe mine, nu-i așa? Dar nu mă cunoașteți. Și eu vă știu pe unii dintre voi.
dar nu vă cunosc. Ca să cunoști ceva cu adevărat, va trebui să experimentezi. Așa cum, precum un râu curge, pentru că fiind un simbol al apei, precum un râu curge și merge și își caută propriul ocean unde să se reverse, la fel și omul care este un adevărat cunoscător este un om care curge prin viață, experimentând, nu doar căscând gura, citind cărți și informații, le experimentează pe pielea lui și astfel se va revărsa într-un ocean al, nu știu, păcii dacă vrea. Dar pentru asta va trebui să cunoască și ca să cunoști ceva, va trebui să experimentezi ceea ce știi. Pentru că una e un om să-ți vorbească din cărți, din știutor ce este, și alta este un om care a experimentat ceva. Calitatea este complet diferită. Pentru că sunt mulți știutori și prea puțin cunoscători. Iar în momentul când devii cunoscător, înseamnă că dobândești o înțelepciune. Iar înțelepciunea este ceva care îți oferă în această viață foarte multă integritate și claritate. Sunt oameni, cum am spus și în alte videouri, că unii oameni când află o înțelepciune sau o cunoaștere fac gargară. A fost interesant. Și scuipă. Alții se adapă. Dar ca să poți să faci diferența asta, trebuie să ai ceva altruist și idealist ca să poți să recunoști totuși ceva sau cristalizare aparte, pentru că altfel poate să apară cel mai mare înțelept să vă vorbească diverse lucruri, oricum va fi răstignit, oricum nu va fi înțeles, pentru că sunt foarte puțin necunoscători și prea puțin altruiști și idealiști încât să-l poată recunoaște pe un înțelept. Apoi, la lemn avem viziuni și dezvoltare. Sunt oameni care au viziuni, dar probabil că n-au suficient de multă cunoaștere și atunci acest element este în deficit. Au viziuni, au scopuri, vor să dezvolte foarte multe în viață, vor să găsească soluția la ceea ce se întâmplă astăzi, dar nu reușesc pentru că lipsește înțelepciunea și cunoașterea. Pentru ceea ce se întâmplă astăzi va trebui să accepte realitatea, ca de aici să dobândească o cunoaștere, ca apoi să dezvolte, nu știu ce vreți voi, un tratament la ceea ce se întâmplă. Ca să dezvolți un tratament la ceea ce se întâmplă, să ai o viziune a cum anume poți vindeca ceea ce se întâmplă astăzi, va trebui întâi să accepți și să vezi clar ce anume există în elementul metal. Apoi, după ce ai viziuni și dezvoltare în viață, ai nevoie și de dragoste și de trăire. Apoi, de echilibru și de stabilitate. Echilibru și stabilitatea susține altruismul și idealismul. Așa ar trebui un om să fie calibrat într-o variantă pozitivă, să dețină cunoașterea, înțelepciunea, să aibă viziuni, să dezvolte ceva, să aibă dragoste și trăire, un echilibru și stabilitate, altruism și idealism. Unii o să spuneți, eu am aici așa, dar eu am așa ceva, dar eu am așa ceva, dar eu am așa ceva. Nu, invitația mea e ca să fie un om, creația lui Dumnezeu, divină și întreagă, ar trebui să le aibă pe toate cele cinci puse la punct, pe cât posibil o viață, dacă ea, va trebui să le pună la punct pe toate, nu doar una singură. Și nu vorbesc aici despre fizionomie, pentru că în fiecare element, probabil că pentru cei care îi cunosc, aici se pot face și tratamente. În medicina tradițională chineză se folosește cele 5 elemente pentru a vindeca, pentru că fiecare element are un organ. Se poate face feng shui în casă sau în mediul înconjurător, pentru că fiecare element îți arată o direcție, nord, sud, est, vest, și poți să faci o casă sau să-ți aranjezi locuința. Fiecare element are trăsături faciale specifice pentru a analiza fizionomia unui om, tipare comportamentale. De aia în fiecare element există foarte multe informații și acesta este un mecanism atât de sofisticat pe care nu l-am inventat eu, care există de foarte mulți ani, încât singurul meu aport care îmi revine în aceste elemente sunt tot ceea ce urmează să vă spun de acum încolo, pentru că emoțiile fiecare element, organele, direcțiile și așa, ele așa au fost scrise, așa au fost lăsate de către oameni înțelepți, cum vreți voi să-i numiți, acele genii care au reușit să dezvolte sistemul celor 5 elemente. Dar îți ia o viață întreagă să încadrezi ceea ce se întâmplă în lume și ce se întâmplă peste tot în fiecare element. Personal, stau și mă ocup, de câte ori am ocazia, să introduc în fiecare element un aspect al vieții ca să-i recunosc mecanismul, să-mi dau seama, domnule, de unde a plecat, cum pot să-l sting, cum pot să-l distrug vreodată, dacă pot distruge, sau măcar să-l controlez. De exemplu, cum poți să distrugi obsesia din capul tău? Păi odată ce ai cunoaștere, da? Aici, odată ce ai
înțelepciune și cunoaștere sau informații despre omul acela, tu îți controlezi obsesia față de celălalt sau chiar o distrugi. Cât timp nu știi adevărul despre un bărbat sau despre o femeie și îți faci doar iluzii, tu nu ai cum vreodată să distrugi obsesia. De aceea ajută și ciclul destructiv sau de control din interior, pentru că te ajută până la urmă să știi ce ai de făcut. Este un mecanism extrem de sofisticat care, știind unde să introduci ceea ce se întâmplă în lume, îți dai seama de unde a pornit și ce fațetă sau ce monedă a fost răsucită în sens negativ ca să o întorci în sens pozitiv, pentru că una e negativă, cealaltă e pozitivă, tinde să le dezechilibreze pe toate și se întâmplă ceva, cum am spus, diabolic. Mai departe, fiecare element are o corespondență și cu păcatele, dacă vreți să le numiți așa, nu neapărat în sens biblic, dar haideți să numim aceste păcate care astăzi mă întreba, și nu doar astăzi, mă întreba lumea în general, ce înseamnă un om normal? Cum ai putea vreodată să caracterizezi un om normal? Și am zis, domnule, normalul este destul de relativ, dar măcar hai să definim omul, om, până să-l numim normal, nu prea găsim om. Cum ai putea vreodată să găsești, hai să spunem așa, câteva calități sau acele calități care să-l numești pe un om să fie om? Care sunt acele calități care îl fac pe un om să fie numit om, indiferent din ce cultură face parte, indiferent de educație, indiferent de rasă, indiferent în ce zonă se află, indiferent de vârstă, indiferent de orice? Care sunt acele calități care îl descriu pe un om să fie om cu o mare? Și am stat așa foarte mult timp și a căutat și m-am gândit, zic, domnule, dacă o dau într-o direcție, nu știu, să dețină nu știu ce intelect, ăla din capătul celălalt al lumii, și ăla e un om, și chiar dacă n-are acel intelect și acele cunoștințe și acea educație. Și mi-am dat seama că singurele calități pe care îl poți face pe un om să-l numești om și sau neom sunt virtuțile și păcatele. Și mi-a luat timp îndelungat să pot introduce în fiecare element, pentru că aici e o muncă pe care am făcut-o, ca să-l pot recunoaște pe invidios, ca să-l pot recunoaște pe leneș, pe desfrânat, pe mânios, pe avar, pe lacom, pe mândru, pe crud, pe nemulțumit, că acestea sunt acele păcate care îl numește pe acel om neom. Și aici sunt virtuțile care îl fac pe un om să fie numit om. Ce înseamnă, domnule, să fii în primul rând om, înainte să înveți să fii femeie? Când mă întreba femei, cum să fii femeie? Cum să devii femeie? Cum să devii bărbat? Domnule, înainte să înveți să fii femeie și bărbat, poate unii ar trebui să înveți să fie oameni, să fii om. Să fii om și să nu fii animal. Și ca să fii om și să nu fii un animal agitat în cușcă acum, schis în casă sau nu știu ce alte filme care se perpetuează. Și dacă ați aflat că există teoria conspirației și cineva a făcut o conspirație și vine unul și îți explică ce înseamnă, ce ai face, domnule? Pentru că dacă nici măcar om n-ai învățat să fii ca să ai o acțiune în viață, ca să schimbi ceva după ce ai aflat marele adevăr, nu o să faci nicio schimbare. Degeaba vine cineva la tine și vrea să zică cu tot dragul adevărul ce se întâmplă de fapt în lume, când tu tot la nivel de animal te manifesti agitat, nervos, mânios, lacom, pentru că aici avem virtuțile. Un om de la elementul apoi e harnic sau hărnicia, e prudent, prudența pleacă de la temeri sau de la fricile unui om. Care e diferența, m-a întrebat cineva, dintre frică și prudență? Prudența este arta de a controla riscul. De frică n-ai să scapi niciodată, pentru că este în sângele tău și în ființa ta. Dar una este să fii un om fricos și temător și alta este să fii prudent. Prudentul n-a scăpat de frică. Prudentul este un om care cunoaște ceva și folosește informația ca să meargă prin viață întreg la minte. Prudentul, știți cum e cu prudentul? Imaginați-vă că există un râu și ca să traversezi pe partea cealaltă a râului, ai niște bolovan pe care trebuie să calci, da? Fricosul nu o să treacă niciodată râul chiar dacă are bolovane, pentru că e frică, pentru că nu are informații de la elementul apă, nu are cunoaștere de la elementul apă și rămâne în starea aceea de la elementul apă, teamă și anxietate. Dar în varianta pozitivă,
un om care are un râu de traversat și are acei bolovani acolo, o să zică, ok, eu am cunoașterea, am o, nu știu, știu ceva, am văzut undeva, am o cultură generală că eu pot să traversez acest râu dacă voi păși pe acești bolovani. Dar omul acela e prudent, calcă cu prudență, tot cu frica în cârcă, că nu va scăpa de ea, dar se duce totuși, are o acțiune, se duce și traversează râul pe partea cealaltă. Asta e marea diferență dintre un prudent și un fricos. Fricosul rămâne blocat, dar prudentul continuă viața, aflând și cunoscând și știe de frică, dar nu rămâne blocat de frică, ci folosește în favoarea lui toată acea experiență temătoare care îl va face înțelept. Pentru că un înțelept are și în el doza lui de teamă, în sensul acela de teamă că îl face să devină înainte văzător. Voi deveniți înainte văzători sau proiectați anumite filme în mintea voastră pentru că temerile voastre vă lansează și vă invită să lansați în fața voastră diverse scenarii. Dacă nu trece virusul, aia o să se întâmple. Că de teamă, nu? E normal. Dacă mi-e teamă, s-ar putea să nu mai vină copilul meu acasă. Dacă mai continuă, lansa scenarii, corect? Asta înseamnă un element al apei care naște din temeri diverse scenarii. Vă puteți numi înainte văzători, dar sunteți înainte văzători neînțelepți. Pe când prudentul este tot înainte văzător, dar are cunoaștere. Chiar dacă naște și fată mintea scenarii, el știe să facă diferența dintre un scenariu diabolic sau unul care e nonsens de unul care îl învață să fie cu 5 secunde mai rapid sau mai prudent. Asta e o mare diferență să naști scenarii. Că sunt mulți care naști scenarii. S-ar putea să întâmple aia, s-ar putea să întâmple aia. Personal, când citesc diverse articole, folosindu-mă de cele 5 elemente, îmi dau seama când un scenariu este lansat din cauza unor frici sau din partea unui laș și fricos care n-are înțelepciune și unul care a născut un scenariu având totuși câteva cunoștințe și bazându-se pe ceva. Și atunci normal că nu mai o iei razna când tot auzi și citești diverse aspecte sau eu auzi diversi oameni care spun diverse lucruri, pentru că și eu mă uit la televizor și aud foarte mulți oameni care zic foarte multe lucruri, dar unele intră în tine și altele nu intră în tine. Și de multe ori stăteam și mă gândeam, oare de ce nu toate intră în mine? Probabil că m-am calibrat și am învățat și încă mai am de învățat din ele, pentru că n-ai cum vreodată să acoperi nici într-o viață întreagă cunoașterea lor, care nu mai lasă să intre în tine, pentru că nu sunt așezate așa. Ele sunt așezate așa în tine. Și aici avem leneșul sau lenevia ca și păcate. Lenevia. Ești leneș, stai acasă și belești prunzele la câini, indiferența care nici aia nu te ajută în zilele în care trăiești astăzi sau în general, nici lașitatea nu te ajută pentru că este total diferită de prudență. Aici avem desfrâul, sunt oameni care sunt desfrânați fizic, sunt desfrânați fie emoțional, fie verbal. Desfrâul nu se referă doar la desfrâul, nu știu, din punct de vedere sexual, pentru că sunt oameni desfrânați care se duc peste tot, cu mai mulți oameni. Mai există și desfrâul emoțional care încep și dau afară toate trăirile, nu mai știu cum să-i oprești. Mai există și desfrâul verbal, care vorbesc și nu mai poți să-i oprești din tot ceea ce debitează în general. Și atunci poate să fie desfrâul și psihic, în care mintea cu imaginația de la lemn, cu toate viziunile de la elementul lemn, are un desfrâu, să-l numim așa, mental. Înțelegeți? Eu nu văd acum mesajele voastre, o să le citesc la final pentru că vreau să vi le explic fără să fiu distrasă de către ele, dar puteți să-mi scrieți și am să le citesc când am să termin. Mânia este iarăși un păcat. Disperarea, invidia, ura, apatia, apaticul. Dacă sunteți apatici, e păcat de voi. Nu neapărat în sensul că vă pedepsește Dumnezeu, oricum te pedepsești singur fiind așa de apatic, sau de invidios, sau de urcios în general. Mai avem aici și avariția la elementul pământ, lăcomia și pofta. Aici avem avarul, numit așa dacă vreți, zgârcitul. Zgârcit în a da o mângâiere, în a susține avarul care nu are nicio legătură cu tot ceea ce are impresia în general că face, lăcomia ca adune și își umple frigiderele și burta și pofta, în general, care oricum n-are ce și cum, pentru că acum fiind aici, în această situație, își aduce aminte. Și atunci, aducându-și aminte, nu e ușor să trăiești. Evident că devii mândru,
crud și nemulțumit. Vedeți? Foarte multă lume se află aici în nemulțumire, în cruzime, pentru că taie foarte urât metalul în două, orice fel de, nu știu, alinare a sufletului, pentru că fiind atât de crud, atât de dur și atât de mândru. Că cine sunt eu acum, marele șmecher, și eu trebuie să stau în casă? E mândru, eu trebuie să mă izolez, da? Tocmai tu, poate ar trebui și așa, să fii mai puțin crud și mai puțin nemulțumit. Iar în varianta pozitivă avem virtuțile, care înseamnă în loc de lenehărnicie, să fii harnic, să fii prudent, să ai curaj, castitate, adică să-ți ții gura, să-ți ții mintea în frâu, să-ți ții trupul în frâu, justiția sau justețe, adică să fii drept, să știi ce înseamnă unde e bine, unde nu e bine. Să fii just cu tine însuți, în primul rând, să fii just cu ceilalți, să ai răbdare. Răbdarea. Mi-a plăcut asta. Știți ce înseamnă repede? Repede înseamnă încet și fără întrerupere. Asta să țineți minte. Dacă vreți repede, va trebui să o faceți încet și fără întrerupere. E o formulă interesantă a răbdării, până la urmă, e deținut minte. Avem așa, din coace la foc, bunătatea, iubirea și speranța, care acestea susțin și caritatea, și generozitatea, și cumpătarea, smerenia, compasiunea și credința. Acum, aflându-ne în elementul metal, în varianta pozitivă ar trebui să fim smeriți. Și smeritul nu înseamnă capul plecat, sabia nu-l taie. Smeritul este un om care are respect. E o mare diferență dintre smeritul, care lumea îl înțelege că e smerit. Smerit nu înseamnă să fii prost și nu înseamnă să te supui. Smeritul este un om care are un respect. Un respect față de ceilalți, un respect față de familia sa și de comunitatea sa. Are o cristalizare aparte, știe să își izoleze până la urmă toate apucăturile din celelalte negative pe care le-am numit. Are compasiune. În zilele în care noi ne aflăm acum, a trebuit să avem compasiune, și compasiune nu are nicio legătură cu mila. Mila este atunci când faci ceva cuiva ca să te vadă el de sus, că dacă într-o bună zi vei fi și tu în aceeași situație, să ai și tu înapoi un fel de barter mila asta, un fel de serviciu contra serviciu. Eu te ajut pentru că mi-e milă, mi se rupe sufletul, dar să mă ajut și tu pe mine înapoi. Pe când compasiunea are o altă calitate. Compasiune sau omul cu compasiune e precum un compas. Îți arată direcția. Dom'le, te-am ajutat odată, că am avut milă. Că nimeni nu poate trăi în sufletul său fără să aibă o mustrare a conștiinței sau să nu aibă milă. Dar un alt nivel al milei se transformă în compasiune. Odată ți-am dat din milă. Te-am sfătuit din milă. Mi-a fost milă de tine. Dar a doua oară, dacă o fac, și a treia oară, dacă o fac, înseamnă că eu pur și simplu îmi hrănesc mie, nu știu ce, o parte unde mă simt pur și simplu util. Pe când omul cu compasiune are poate prima dată și el mila sa. Dar omul cu compasiune va spune în felul următor: dacă te prind și a doua oară și a treia oară că cerșești în general, înseamnă că pur și simplu nu ești dispus să faci nimic cu tine. Ți-am arătat unde trebuie să te duci, ce ai de făcut. Compasiunea îți arată ce ai de făcut. Te ajută și te învață nu să stai, ci din contră să pescuiești. Știți cum e cu compasiunea? Ăla din milă prinde pești și dă să mănânce la celălalt. Pe când omul cu compasiune îl învață pe celălalt să pescuiască. Ca să nu mai depindă și să nu mai stea cu mâna întinsă. În zilele noastre ar trebui să avem compasiune, să întindem o mână de ajutor, să-l învățăm cum să se ajute mai departe, nu să ai milă toată ziua, bună ziua, pentru că așa îți place, pur și simplu omul ăla să depindă de tine, de sfaturile tale. Și bine spunea și Osho, sunteți sau nu de acord cu el, domnule, fiecare om nu poate decât pe el singur să se ajute, dar ca să se ajute are nevoie și el de un ajutor și ajutorul vine de la un om care are compasiune și ăla te învață și îți arată ce ai de făcut. Dacă tu toată ziua te milogești și vrei ceva, tu vrei unul care să aibă doar milă, nu compasiune, de care să te atașezi și să rămâi acolo pur și simplu lipit de ființa celuilalt și să ai credință. Voi aveți credință? Pentru că, uite, în zilele în care noi trăim acum, în varianta pozitivă, ca și virtute, credința. Credința în pix, dacă n-ai un alt tip de credință. Credința în ceva, credința în tine. Credință, să crezi în ceva. Până și un ateu e un credincios. Crede că nu există Dumnezeu. E un credincios. Uite, el crede în ceva.
nu-i zdruncine nimic credința. Voi aveți o credință, chiar și credința în prostie. Uite, totul e o prostie, dar te rog frumos, când ai credință, să nu mai zdruncini de acolo, să fii atât de sigur pe credința ta, încât oricine vreodată vine ceva să-ți spună, să fii sigur. Asta înseamnă un credincios. Credincios mi-aș dori să aveți în jurul vostru și să fiți credincioși. Nu, astăzi cred că e așa, mâine cred că e așa, astăzi cred în Buddha, mâine cred în Hristos, poi mâine cred în nu știu cine. Dom'le, dar ce credință e asta? Nu-i credință, e o pseudo-credință. Ori crezi, ori nu crezi. Până și un prost dacă îl întâlnești. Și ăla crede că, nu știu, poate să zboare, ăla, indiferent ce explici acolo, el rămâne un credincios, e de aplaudat. Că ai întâlnit un credincios, el crede în prostia lui, pe când pe tine, cu toată deșteptăciunea ta, dacă vine unul mai deștept, îți mai zdruncină puțin așa din deșteptăciunea ta. Uite, tu n-ai crezut în capul tău, în mintea ta, în deșteptăciunea ta, dar până la urmă ai întâlnit un prost. Prostul ăla te-a învățat ceva foarte esențial în viața asta, că e bine să crezi chiar și în propria ta prostie, dar crezi până la capăt, pentru că măcar mori virtuos. Că ai murit virtuos, pentru că e o virtute, credința, a crezut așa, Dumnezeu a avut compasiune față de el și o să-l mântuiască așa cum consideră, pentru că bietul om a avut și el o credință în prostia lui. Dar astăzi sunt foarte mulți pseudo-credincioși și atunci faptul că sunt mulți așa credința din stânga în dreapta și n-ai așa o structură și o coloană vertebrală, apoi atunci nu știu cât de virtuos te mai poți numi sau măcar om, pentru că aici vorbim de virtuți și astea sunt calitățile unui om. Un om, ca să fie numit om și nu animal, indiferent de vremurile pe care le trăiește, este harnic, este prudent, are curaj, are o castitate, este just, are răbdare, are bunătate, iubește, are speranță, are caritatea, are și generozitatea și cumpătarea și smerenia, compasiunea și credința. Vă rog eu frumos, dacă vă puneți la punct cu toate acestea cât de cât, pentru că nici eu nu sunt o sfântă și nici nimeni, dar măcar știu ce am de făcut și știu unde nu stau bine, atunci când o să ne întâlnim, probabil că o să vorbim aceeași limbă, pe lângă limba românească, dar ca și popor și ca și educație, poate că ar fi trebuit la televizor, pe lângă aceștia care au apărut și v-au dat toate panicile din lume și au avut grijă de trupul vostru să nu vă virusați, poate ar fi trebuit să apară cineva în popor și să facă o educație și a psihicului, pentru că degeaba corpul vostru este protejat de virus. Când capul, nu știu cine o să-l mai vindece vreodată atâtor oameni care au ajuns să aibă crize de isterie, de panică, de atacuri de panică, acum pentru obsesiv compulsiv nu se mai știe cum să se mai spele pe mâini, o să iasă și de la duș și o să se spele pe mâini după ce a terminat dușul. Pentru că nimeni se pare că n-are grijă, așa zisa, grijă față de popor, să învățăm poporul să se ferească de virus. Bun, și v-au învățat ce? Să aveți grijă de mâini, să vă spălați, să stați în casă, foarte bine, perfect. Perfect de acord cu ei. Au avut grijă cei din guvern, de voi, de noi, de popor, să fim curați și igienizați și să fim sănătoși fizic. Dar cine se va ocupa de sănătatea psihică? Că se pare că peste tot se promovează numai panică și numai frică. Și atunci nu-ți rămâne decât să stai și te gândești, domnule, cât de interesați sunt aceia totuși de sănătatea ta. Pentru că dacă erau cu adevărat interesați de sănătatea ta, eu cred că sănătatea nu ține doar de trup, ține și de psihic. Și cu psihicul, nu știu câți dintre toți care vor rămâne acum după această perioadă și ies în afară, înapoi, să mai fie capabili să facă, nu știu, contabilitate, să fie încă apți de muncă, să le ducă mintea acolo când nimeni nu s-a ocupat de psihicul oamenilor. Și atunci, probabil, nu știu, nu se dorește probabil cineva să livreze și informații de ordin psihic și de igienă psihică în afară de cea corporală și personal, eu am vrut să-mi fac partea mea. Pentru că am întâlnit oameni care și pe mine m-au ajutat și am ales să vă ofer și eu vouă ajutorul. Și dacă nimeni n-a ieșit în față ca să facă o educație psihologică sau psihică sau să ocupe și de psihic, am venit eu cu cunoașterea mea să vă ofer și vouă educație în acest sens psihic. Să știi, domne, ce am de făcut sau nu știu ce am de făcut, dar măcar am înțeles că există un sistem unde poți să înțelegi viața prin simboluri, poți să te ghidezi după asta, îmi dau seama ce n-am făcut bine, unde pot să fac ceva bine, să nu iau razna. Nici nu trebuie să credeți sau să nu credeți în asta, pentru că nu ține de credință. El există și dacă știți despre elemente și dacă nu știți despre elemente, ele oricum există.
Dacă vreți să credeți sau să nu credeți, puteți mâna, puneți pe cărți, mâna pe cele vechi, pe cunoașterile vechi, mergeți și vorbiți cu oamenii care au cunoaștere în acest sens și munciți și voi 13 ani cât am muncit și eu să înțeleg acest sistem și care îmi va lua toată viața să înțeleg acest sistem. Pentru că este un sistem foarte interesant și n-am să vorbesc foarte mult despre el pentru că nu știu până la urmă cine mă ascultă cu adevărat dintre toți cei care intră live, pe ce canale va ajunge acest live și până la urmă cât de interesați sunt oamenii să aplice până la urmă în viața lor. Aici sunt câteva aspecte, pentru că am zis să vorbesc de umanitate, dar gândiți-vă dacă eu bag aici în elemente alte lucruri care le pot asocia din mediul înconjurător ca să găsesc un sistem de înțelegere sau cei probabil care au dezvoltat tot acest haos, cu siguranță s-au folosit de un sistem care poate crea, cum am spus, un echilibru sau care poate crea ceva diabolic. Sigur, au folosit un sistem de referință, poate nu elementele, poate că alt sistem al simbolurilor străvechi, care oricât de mult s-ar strădui astăzi oamenii de știință să înțeleagă de unde a plecat sau nu, ei vor găsi răspunsul la întrebări și respect știința, care e de 200, 300, 400 de ani, știința, dar gândiți-vă că au fost mii de ani oameni care s-au folosit de ezoterism și de simbolistică, în primul rând, care au înțeles mult mai multe de la viață, care dacă noi astăzi existăm pe această lume, e din cauza faptului că înainte cu mii de ani au fost oameni care au dezvoltat simbolistică, simboluri, cunoaștere ezoterice, ocultate sau bine livrate, nu către întreg poporul cum fac eu acum, pentru că ceea ce fac eu acum mă bazez pe inteligența umană și pe oarecare înțelegere, dar nu cred că este un lucru extrem de înțelept să oferi mură în gură, fără să cunoască, până la urmă, o manifestare a vieții prin simboluri. Pentru că, repet, crezi sau nu crezi în elemente, ele se manifestă. Vântul bate afară, da? Nu știi cum, de ce bate vântul, ce face vântul să bată. E un element. Apa este, există. Cum a apărut apa? Nu știi. Sunt tot felul de supoziții. Dacă știa cineva cum a apărut apa, ar fi putut dezvolta apa pe o altă planetă. Apă există, pământ există, sunt manifestări a lucrurilor pe care încă nimeni nu le poate controla și acestea au simboluri. Și dacă faci asocieri cu evenimente din viață cu aceste simboluri, înțelegi un mecanism. Bun, hai să vedem. Omul diabolic, sau omul, hai să-l numim așa, complet diabolic, are multe iluzii în cap care reprezintă elementul apă. Iluzia susține boala, pentru că elementul lemn are legătură cu sănătatea trupului. Iluzia susține boala. Boala susține ura. Chiar și boala sufletească aici poate fi încadrată, care susține ura. Ura susține sărăcia. Dacă un om este sărac astăzi, ceva urăște. Urăște banii, probabil de-aia e sărac. Dar de ce a ajuns să urască? Pentru că e bolnav undeva, nu are viziuni, are o boală a psihicului, are o boală, nu știu, de oricare, care îl face să urască în general ceva, a ajuns sărac. Poate e sărac cu duhul, pentru că urăște și are o sărăcie a duhului. Poate că e bogat în general, dar e un sărac bogat, sărac cu duhul. Sărăcia susține pofta. Când ai ceva, ți-e poftă, corect? Ți-e foame, vrei să mănânci, să lingi înghețata aia, ți-e poftă de ceva, ai pofte. Ea sau poftele pleacă de la sărăcie. Poate de la sărăcia faptului că nu știi să-ți menții o disciplină, care pleacă tot de la metal, face în jur, în conjur și ajunge la disciplina metalului. Și dacă n-ai disciplină, ai multe pofte. Și atunci revin așa, vă rog frumos, dacă sunteți așa de ascetici și în carantină, nu mai faceți nici sex, nu mai beți, nu vă mai îmbătați, nu mai râdeți, nu mai faceți chefuri, nu mai cântați pe balcoane, fiți ascetici până la capăt și nu-i mai judecați pe alții care aleg să facă ceva, gen cursuri online, videouri live în care se educe, pentru că mai sunt unii care zic, bine mă că ți-ai găsit acum să faci tu live-uri când lumea suferă. Dar ce ar trebui să fac? Să mă îmbăt? Ce ar trebui să fac? Să mă distrez? Să cânt în balcon? Ce ar trebui să fac? Ce ar trebui să fac? Eu m-am ales să le ajut lumea așa cum știu. Ce ar trebui să fac? Să mă plâng? Ce ar trebui să fac? Să mă panichez? Ce ar trebui să fac? Dacă sunteți așa de vlavioși, atunci nu mai faceți din toate lucrurile astea, nu vă mai giftuiți, fiți în post, pentru că suntem în postul Paștelui, stingeți televizoarele, nu mai bârfiți, nu vă mai îmbătați, nu mai mâncați, nu mai bârfiți, fiți până la capăt în carantină. Și lăsați ipocrizia, pentru că unii se vor strădui totuși să livreze ceva și să educe ceva și să ajute pe cineva. Nu doar așa să caște gura și să zică fiecare ce vrea.
Avem așa, sărăcia și pofta. Pofta în continuare susține iluzia. Știi când ți-e poftă? Să zicem, ești în deșert și ți-e poftă de apă. Nu mai ai apă. Se creează iluzii. Nu? Și uite așa frumos acest ciclu, constructiv sau de susținere una pe alta, se susține. Dacă ai iluzia că îți vorbește nu știu care duh acum, pentru că una e când tu vorbești cu Dumnezeu și se numește rugăciune și alta e când Dumnezeu vorbește cu tine și se numește schizofrenie. Și ai iluzia că ești mare guru acum. Foarte bine, dacă ești mare guru, atunci nu știu de ce se mai formează foarte mulți bolnavi în jur dacă ești mare guru, pentru că sunt mulți bolnavi care după aia tot ăia urăsc, tot ăia sunt săraci cu duhul, tot ăia dau pofte de tot felul și îngurgitează informații și iarăși își creează iluzii. Până să ai iluzii, măcar, nu știu, măcar așa să-mi formeze o iluzie. O iluzie, dar într-un sens în care totuși să mă lase să visez frumos și să n-am coșmaruri, pentru că iluziile pot naște și bolile coșmarurilor și atunci evident că vei avea ură. Acum să vedem ce înseamnă omul divin, că aici e omul diabolic. Unul care devine diabolic, ăla, la rândul său fiind tot așa, cu de toate, este un diabolic aici. El naște iluzii și în alții, că hrănește. El bagă boala și în alții, bagă și ciuda și ura și invidia, bagă și sărăcia sufletului și bagă și poftele în ceilalți. Este un diabolic care reușește să nască ură, să-l îmbolnăvească pe celălalt, să nască iluzii, pofte și sărăcii. Dacă vă uitați așa mai atent în jurul vostru, cred că identificați un aparat cu care stați în casă, care vă bagă exact aici în diabolism, pentru că îmi place că mai sunt încă 1871 de oameni care stau online și urmăresc. Înseamnă că mă urmăriți. Mai am 20 minute și încheie acest live maxim, că n-aș vrea să vă plictisesc. Nu știu ce comentarii am acolo, nu știu dacă m-ați înjurat sau dacă m-ați iubit. Văd că nimeni nu mi-a scris deocamdată nimic, dar eu o să le citesc și dacă v-a plăcut, data viitoare o să vă prezint alte simbolistică prin care puteți să vă înțelegeți viața. Omul diabolic, omul divin e așa, sincer. Sinceritatea duce către simplitate. Și am spus-o de multe ori că adevărul este un lux pe care puțin oameni și-l pot permite. Foarte puțin oameni și-l pot permite și toți vor un om care să spună adevărul sau un om adevărat. Dar dacă vine vreodată un om și este el însuși așa, adevărat, așa, dintr-o bucată, cum poți să devii autentic dacă nu este întâi din tine varianta aia brută și neșlefuită, dacă mă înțelegeți? Eu vreau să fiu eu însă, sau tu vrei să fii tu însuți, așa cum îți vine ție, ca să te numești mai departe autentic, că nu copiezi pe nimeni, că nu ești ca altcineva. Bun, dacă vrei să fii autentic, în primul rând trebuie să iasă din tine așa cum ești din tine, cum îți vine ție. Asta înseamnă varianta brută, adică neșlefuită. După ce ai ieșit din tine varianta brută, spui, așa ai vomitat. Uite, ăsta sunt, îmi place, nu-mi place, ce am de șlefuit, ce am de făcut. Și uite așa frumos, te fațetezi, te aranjezi și devii un autentic. Dar până să devii un om autentic, s-ar putea ca pe drum să fie foarte mulți joy killer, se numesc, sau ucigători de entuziasm, care vor spune fiecare de partea lui cum să fii, cum să nu fii, cum ar trebui bun. Nici o problemă în acest sens. Doar că mergem la ideea de sinceritate a elementului apă. Și dacă vreți un om sincer și un om autentic și un om așa cum e, lăsați-l să-și spună adevărul, pentru că sunt oameni care sunt ei înșiși așa cum sunt, folosind evident virtuțile, nu fiind haotici sau aiuriți așa de capul lor. Autentic nu înseamnă un nebun sau un tâmpit, e autentic, dar are o integritate morală a psihicului și a ființei sale. Vă doriți un om autentic sau să spună adevărul, dar știi ceva, nici chiar așa autentic. N-ai putea să spui soa de adevărul, dar așa altfel cumva, cum să o spui chiar așa? Păi ca să fiu autentic și să vă spun sincer așa cum e, va trebui să fiu eu. Și dacă eu nu pot să fiu eu, atunci cine o să fie vreodată eu? Pe mine m-a făcut Dumnezeu așa cum sunt. Am o singură șansă în această viață să fiu eu însă. Sunt unică, să ești unic, nu mai e nimeni ca tine, nimeni, nu mai a făcut Dumnezeu pe lumea asta, nimeni ca tine. Și ai șansa să fii sincer și autentic exact așa cum ești tu și totuși te străduiești să imiți pe nu știu care. Imitația nu e rea. Pentru că imitația te invită la a dobândi sau a descoperi, mai bine spus, în primă instanță, dacă fac parte din tine anumite
lucruri care dormeau, da? Imiți pe un om cum merge. Poate că ai vrea și tu să mergi așa și verifici prin asta să vezi dacă ai și tu acea calitate de a merge așa. Și atunci imiți până într-un punct ca să exersezi și după aia dai deoparte și îți formezi stilul tău propriu. Bun, imitația e bună până într-un punct, dar să imiți așa, papagalicește, să fii ca celălalt, neapărat, numai așa, să am și o variantă aia vieții și a ființei, înseamnă și se transformă în invidie. Pentru că, poate nu știați, că invidia nu se referă numai la a avea casa care are celălalt și să aibă mașina care are celălalt și hainele și pantofii, invidia ține și de stilul de viață. Dacă astăzi nu sunteți mulțumiți cu viața voastră pe care voi o trăiți astăzi, pur și simplu nu sunteți mulțumiți, nu vă place, chiar dacă aveți totul, și familie și copii și casă și masă și mașină și tot, și nu vă convine nimic din ce aveți, posibil și mai mult decât probabil, pe cineva odată ați invidiat. Ați invidiat felul acelui om de a fi, de a trăi, de a vedea viața, v-ați însușit-o, n-ați știut să vă debarasați de ea la timp, și ați ajuns să faceți lucruri și să vă trăiți viața exact ca acel om din invidie, pentru că ați văzut că pe chipul acelui om se vede fericirea, se vede satisfacția și a zis, asta e, ăsta e omul, asta înseamnă să fii fericit, am să fac și eu tot ce face celălalt ca să am și eu aceeași viață fericită. Și dacă te-ai uitat mereu peste gard la celălalt cum e și ți-ai făcut și tu o grada ta, toată viața ta, exact la fel și astăzi te-ai trezit că nimic din tot ce ai nu te satisface, înseamnă că ai făcut-o din invidie. Invidie pe stil de viață. Și atunci nu e nicio problemă. Ai timp, nu să dai înapoi. Să schimbi ceva. Ai totul și parcă n-ai nimic, este un semn că ai invidiat pe cineva și ai făcut pentru că cineva s-a simțit bine în acel scenariu al vieții sau probabil că și omul ăla la rândul său a imitat pe cineva. Avem aici sinceritate. Sinceritatea susține sănătatea. Foarte mult susține sănătatea, pentru că aici e elementul lemn și tot ce înseamnă pădure, tot ce înseamnă plante, tot ce ține de acest element ca și simbol, de unde s-au inspirat călugurii tău aici ca să dezvolte elementul lemn, sănătatea se dezvoltă. Sănătatea ți-a fost dată la naștere, poate nu ți-a fost dată, de aia trebuie dezvoltată precum firul de iarbă, trebuie întreținută precum grădina, precum pădurea, pentru că lemnul este un simbol al naturii. Lemnul reprezintă natura. Natura trebuie menținută sănătoasă ca să ne ofere mai departe oxigen și tot ce are ea de oferit, corect? E, la fel și cu sănătatea. Ea trebuie menținută. Ea ți-a fost dată în dar, probabil. Sau nu ți-a fost dată în dar. Dar se poate fi îmbunătățit dacă nu ți-a fost dată în dar, fie trebuie susținută și menținută. Așadar, sănătatea nu se trage de ea ca de fir de iarbă, nici nu pică din cer, ea se susține. Dar vine și din susținerea elementului apă, care înseamnă sincer. Sincer îmi dau seama că viața mea e un haos și o să ajung bolnav cu capul sau cu psihicul. Îmi dau seama și sunt sincer față de mine și vorbesc cu mine și îmi dau seama că sunt sincer și nu fac bine tot ce fac. Și asta va susține în continuare sănătatea sau din contră va susține iluzia sau minciuna cu care tu te minți zilnic că sunt bine, sunt așa de bine, în continuare boala va susține. Dacă ești sincer cu tine și spui, bă, măcar sunt bolnav, îmi dau seama că sunt bolnav, bun, asta înseamnă cât de cât îmi voi susține atâta cât a mai rămas din mine sănătos. Atât cât a rămas, că nu s-a stricat de tot. Măcar că ți-ai dat seama și ai fost sincer, este un semn al sănătății psihice. Bun, îmi susțin sănătatea. Sănătatea susține dragostea. Dar un om care este sănătos, psihic, emoțional măcar, el știe să iubească. El poate iubi, el știe ce înseamnă dragostea. Și dragostea puteți să-i oferiți celuilalt în măsura în care vă puteți oferi vouă dragostea. Eu vă invit să îl iubiți măcar o dată pe celălalt așa cum vă iubiți voi, pe voi. Sau ar trebui, cred că nu, ar trebui să încep cu altceva. Vă rog frumos, înainte să-i oferiți celuilalt dragostea voastră, sau așa cum îi oferiți celuilalt dragostea voastră, ia oferiți-vă vouă dragostea care o dați celuilalt. Cum îl mângâiați pe celălalt, mângâiați-vă pe voi. Să vedeți, vă place sau nu vă place? Cum îi vorbiți celuilalt din dragoste? Ia vorbiți-vă vouă așa din dragoste. Nu știu, poate că tu spui, soata eu, dar cu toată dragostea i-am spus, hai la masă! Așa cu toată dragostea,
În loc să-i oferă celuilalt toată dragostea, ea întoarce către tine toată dragostea și spune-ți ce vorbește, ți-i oferă ție toată dragostea care deja îi oferă celuilalt, că poate s-ar putea să-ți dai seama că nu-ți place. Modul în care tu iubești pe altcineva. Sunt oameni care iubesc într-un mod anume în care dacă s-ar iubi pe ei așa cum iubesc pe celălalt, s-ar înnebuni. Și acolo intră gelozia, posesivitatea, atașamentul, isteria, strângerea de gât, căutat în telefoane, scormonit, apatia de la foc, toate care au legătură aici în sens negativ, ei așa știu să iubească. Dacă sunt obsedați, dacă sunt disperați, dacă se agită ca Pepsi, dacă fac tot felul de acțiuni, ei așa înțeleg dragostea. De ce? Pentru că ei nu sunt încă sănătoși cu duhul lor sau cu sufletul lor și doar așa știu să ofere dragoste. Și atunci vă rog frumos să vă oferiți vouă acea dragoste înainte să terorizați pe altcineva. Dragostea se susține, dragostea susține bogăția. Bogăția sufletească, chiar și bogăția materială, nu știu, dragostea față de idei de a avea ceva. Sunt oameni care ură să aibă ceva pentru că li se pare inadecvat, nu este bine, au un dispreț față de așa ceva și atunci mai departe nici ei nu vor avea o bogăție sufletească sau o bogăție prin cunoștințe, prieteni. Aici în elementul pământ intră și prieteni, și cunoștințe, și copii, și socializare, și comunitate, grupuri de oameni, fiindcă acest element susține, adună, precum pământul pe care tu stai și te susține, la fel și acest element susține în continuare un echilibru. Dar ca să ai cunoștințe, prieteni și comunitate pe care să o ai în jurul tău, în primul rând trebuie să înveți comunicarea, pentru că elementul foc ține de comunicare non-verbală, paraverbală, verbală, exact așa cum este simbolul focului în formă de triunghi, limba este un simbol al focului pentru că e ascuțită, tot ce ține de comunicare. Mai departe, bogăția susține claritatea, bogăția sufletească, omul care are ceva e mult mai clar, după ce a mâncat ceva, de exemplu, ca să o luăm cu nevoile bazale, a mâncat ceva, e un pic mai clar pentru el, până atunci era agitat, era foame, nu era hrănit, s-a dus la magazin să cumpere un frigider și fiindu-i încă foame și nefiind alimentat, s-a dus și n-a fost clar și a cumpărat un frigider care a ajuns acasă și nu l-a măsurat suficient de bine. Asta înseamnă că a fost neclar, pentru că i-a fost întâi foame. Așa, omul care s-a săturat puțin, care a ajuns într-o oarecare nu giftuit, pentru că trebuie un echilibru, are o hrană sau are o bogăție informațională, are o claritate, are o bogăție sufletească, are o claritate, are o bogăție, nu știu, de oricare fel, el vede mult mai clar, pentru că nu mai are disperarea aceea. Orice fel de bogăție aduce claritate. Mi-e clar acum, știu ce am de făcut. Claritatea. Și acum sunteți, și repet, în elementul metal al vieții. Sunteți într-un metal. Fie dobândiți claritate, fie aici o să fiți mâhniți, nemulțumiți, mândri și așa mai departe. Claritate, așa cum e situația. Nu mai poți schimba nimic. Trebuie să stai acasă? Stai acasă. Nu aglomera spitalele pentru că o să facă trierea și nu cred că ți-ar conveni ție să fii dat deoparte, că nu mai există pentru tine. Și va trebui să luăm pe celălalt care are mai mari șanse să trăiască. Eu zic să fiți suficient de înțelepți, să înțelegeți claritatea situației și pe această cale le transmit tuturor medicilor toată aprecierea mea. Îmi dau seama că nu e ușor să fii acolo și să fii departe de familie și mai ales să fii și un medic care acum nu mai poate să-și facă datoria pentru că probabil că și el s-a îmbolnăvit. Așadar, nu rămâne decât să le transmit sănătate și putere în continuare și au ales o muncă și un serviciu care acum, dacă vreodată și s-au rugat, cum am început acest live, Doamne, aș dori și odată să îmi dau seama, să fiu și eu bun în medicină sau măcar să ajut pe cineva. Uite, iată că a venit astăzi o perioadă în care și ei, dacă s-au rugat să devină medici buni, acum este și pentru ei ocazie în care Dumnezeu nu le dă să fie buni, ci învață să fie buni. Pentru că și acum vor învăța atât ei cât și noi cum anume trebuie să facem pe celălalt bine. Pentru că nu e nimeni născut, toate lucrurile se învață. Așadar, am toată aprecierea pentru ei și le doresc multă putere în continuare și răbdare, și să se grăbească încet, cum a învățat și tatăl meu. Acum am să continui mai departe și cu alte aspecte. Ce doresc oamenii în general? Că mă întrebau deseori oameni, ce își dorește omul la modul general? Omul își dorește adevărul.
Dacă observați aici, e biblic. Calea, adevărul și viața. Eu sunt calea, adevărul și viața, cum spunea și Hristos. Omul își dorește adevărul. Toată viața caută adevărul. E adevărat sau nu? Mă înșală sau nu? Se spune adevărul la televizor sau nu se spune adevărul la televizor? Tot felul de lucruri care țin de adevăr. Există Dumnezeu sau nu există? Unde ajungem când murim? Care e adevărul despre existență? Lumea caută adevărul. Lumea caută viață, o sursă de viață. Caută să simtă viață, are nevoie de viață. Și acum elementul metal controlează viața. Dacă ne întoarcem la elemente, metalul taie lemnul sau controlează lemnul. Iar metalul acum controlează lemnul sau controlează viața. Și atunci când îți este controlată pofta de viață, nevoia de a trăi viața, de elementul metal care presupune izolare, care presupune asceză, și asceză știți de care, asceză în primul rând informațională, mentală, emoțională, asceză fizică, și toate aceste asceză se bazează pe disciplină, pentru că oamenii caracterizați de elementul metal ca și tipare comportamentale, ei înțeleg foarte bine această perioadă, ce înseamnă asceză și ce înseamnă până la urmă izolare. Și cuvântul izolare e ceva izolare. Nu există ceva rău în izolare. Rău e momentul când te îmbolnăvești, te izolează și bolnav. Acum măcar ești izolat, sănătos. Dacă te-ar izola și bolnav, atunci ar fi chiar nasol. Credem că se poate mai rău decât atât. Mult mai rău decât atât se poate. Încă este bine. Dar se poate și mai rău decât atât. Mult mai rău decât atât. Așa că una este să fii izolat cu nebuna aia din casă care îți face scandal sau cu bărbatul ăla care nu știu cum, decât să fii izolat și să mai fii și bolnav. Așa că vă doresc să rămâneți izolați cu oamenii pe care i-ați ales și cu siguranță veți găsi o rezolvare și cu aceștia. Cred că cu ei mă rezolvați mai repede decât cu un virus, chiar dacă sunt virus care vă terorizează în casă, numiți, nu știu, oameni cu care nu vă puteți înțelege. Unde rămăsesem? Așa, aici eram. Adevărul. Viață. Și acum elementul metal limitează această viață. Oamenii mai caută și iubirea. Când îmi găsesc iubirea, unde e iubirea, caut și eu iubirea vieții mele, oare îmi găsesc vreodată iubirea în această viață? Da, o să vă găsiți iubirea în această viață cu toții, pentru că fiecare om i-a fost scris, nu poate un om, poate doi sau trei oameni, sau poate mai multe iubiri sau mari iubiri. Sunt oameni care n-au întâlnit marea iubire nici la 20 de ani, nici la 30 de ani, nici la 40 de ani, și au întâlnit-o la 70 și ceva de ani, marea iubire. Se poate întâlni și la 80 de ani, marea iubire. Și nu o să conteze cât timp ai trăit marea iubire, ci calitatea acelei mari iubiri. O cantitate nu are nicio valoare în favoarea calității. Așadar, chiar dacă va fi spre finalul vieții în care vă veți întâlni marea iubire, va conta calitatea. Uneori, când trăiești cu un om o lună de zile de mare iubire, nu o să se poate compara niciodată dacă vei alege cu un om să trăiești 50 de ani unde să ai dragoste, care e o diferență în anumite termeni legate de dragoste și de iubire. Poți să ai dragoste față de viață sau poți să ai iubirea față de viață. Iubirea este ceva care nu încape nimic mai mult și nimic mai puțin în cuvântul iubire, dar în dragoste ți-e drag de ceva sau ți-e drag de cineva. Și atunci, chiar dacă vei trăi cu un om marea dragoste sau marea iubire, chiar și câteva luni de zile, indiferent când va veni acea perioadă, eu sunt convinsă că o să merite calitatea acelei mari iubiri și nu cantitatea sau cât de mulți ani ați pierdut, cum spuneți că ați pierdut și n-ați găsit-o, sau că nu ați avut ocazia să-l întâlniți sau să o întâlniți. Nu vă pierdeți speranța și nu deznădăjduiți, pentru că ați observat acolo în elemente că e un păcat apatia, care ține tot de elementul foc, dacă vă amintiți, apatia, disperarea că nu găsiți iubirea. Iubirea a fost scrisă fiecărui om să o trăiască într-o formă sau alta la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Omul caută și pace în această lume și își dorește pace. Culmea că pentru pace se fac foarte multe războaie și este chiar de-a dreptul un paradox. Ca să ai parte de pace în țara ta, vei căuta să faci război. Am spus-o odată la o conferință și am să o menționez din nou acum, că atunci când dragostea de putere nu va exista și va exista doar puterea dragostei, atunci lumea se va schimba cu adevărat. Deocamdată există doar dragostea de putere și nu puterea dragostei.
sau puterea de a alege dragostea sau de a iubi. Există doar dragostea de putere și cam atât. Atunci, aici, pace. Omul își caută pacea, pacea sufletească, pacea în casă, pacea în familia sa, pacea la locul de muncă, pacea. Și al cincilea lucru care am observat că oamenii deseori întreabă, că nu-și găsesc calea în viață. Care-i scopul vieții mele? Care-i calea mea, soada? Ce ar trebui să mă fac în viața asta? Unde să mă duc? Ce trebuie să devin? Care-i sensul vieții? În momentul când asta e o pace, o pace a minții sau o pace a sufletului, îți vei găsi și calea, pentru că pacea susține calea. Aici e război, poate fi înlocuit în loc de pace în sens negativ sau diabolic. Aici este război, aici este haos, că nu-ți găsești calea, aici este tot așa mai departe, minciune și alte aspecte care se pot încadra în elemente. Așadar, vrei să-ți găsești calea? Va trebui să-ți găsești întâi pacea. Până nu-ți găsești pacea, nu găsești nici calea. Știți acele globuri, globuri cu zăpadă, în care în interior este un, cum îi spune, un castel, spre exemplu, care le cumpere, așa, un glob de zăpadă. E, cât timp e în pace, adică acea zăpadă falsă care există în interior stă liniștită, cât timp este pace și nimeni nu agită acel glob, vezi foarte clar și găsești foarte ușor calea, nu știu, din acel castel care l-ai văzut acolo, pentru că stă în pace acel glob. Odată ce iei globul ăla și-l agiți și omul e așa de agitat ca un glob, nu mai găsește nicio cale, pentru că n-ai cum vreodată să găsești calea către casa ta atâta timp cât ești agitat. Când te-ai așezat, când stai în pacea ta, când te-ai oprit și ai tras aer și stai așa și te gândești, nu, acum ce mă fac, unde-i casa mea, pe ce stradă trebuie să o iau, te-ai liniștit, atunci găsești totuși o cale. Dar nu vă mai întrebați care e sensul vieții voastre atâta timp cât nu v-ați întrebat sau nu v-ați pus întâi întrebarea ce anume mă tulbură, ce trebuie să scot din viața mea ca să-mi găsesc calea, ce anume mă presează aici, ce e toxic încă, stabil de atâta timp. În elementul pământ înseamnă că ceva de mult stă acolo în calea vieții tale și trebuie să dai deoparte acel lucru care s-a stabilizat ca să-ți găsești calea. Și uite, calea susține adevărul. Pe calea fiecărui om își va găsi propriul adevăr. Fiecare om pe calea lui are adevărul său până la adevărul suprem. Un om care a plecat acasă tot din același punct, mergând unul în față și unul în spate, pe aceeași cale, pe același drum, fiecare va avea adevărul său. Știți de ce? Pentru că un om care mergând în spatele altui om și dorind să pășească exact la fel, să meargă pe același drum, aceiași pași să facă, unul va privi spre stânga la un moment dat, cel din față va privi spre dreapta și fiecare va avea o experiență total diferită a aceleiași străzi, a aceleiași căi, pentru că fiecare om este unic și vă dați seama că fiecare va avea adevărul său. Unul a văzut o pasăre pe drumul acela, celălalt a văzut, nu știu, o pisică și fiecare va avea alte trăiri și alte stări. Așadar, fiecare are calea sa, chiar mângând pe aceeași cale, bătătorită. Așadar, aveți aici și biblic vorbind sau în cunoașterile pe care le-ați mai citit, unde spunea și Hristos că este în calea, adevărul, sunt pacea, calea, adevărul sau adevărul, pacea, calea, cum vreți voi să o luați. Și iubirea mai reprezintă și viața, însăși ideea de dumnezeire sau de creație. Tot ce înseamnă viceversa sau pe monedele negative sau în sens negativ, aici înseamnă ura, învrăjbirea, aici înseamnă războaiele, aici înseamnă haosul, aici poate să însemne iluzii, deșarte, tot felul de imaginații, informații eronate, împrăștiate și moarte. În general, sau o pădure veștejită, într-un sens în care nimic nu mai poate naște decât deznădejdea. Aici mai am în continuare tipuri de oameni care pot fi încadrați în elemente. Aici se va naște omul unic, pentru că ne aflăm în elementul metal. Și aici o să, doar așa pe scurt, nu o să mă mai întind, este omul unicat. Va ieși un om unic, adică au cât de cât autentic, cristalizat. Va fi unic, fie nebun, fie dus cu pluta, fie unic isterizat, fie unic agitat sau fie unic în varianta pozitivă. Un om care a înțeles asceza, un om care a învățat talente noi, pardon, și-a dezvoltat talente noi, are unicitatea sa, și-a făcut curat în gândurile sale, în viața sa, știe acum clar ce vrea, a văzut ce e important, ce nu e important și-a dat seama cu cine stă în casă, este unic acum, e din ce în ce mai aproape de a își găsi propria sa valoare. Și când îți cunoști valoarea,
Și când știi valoarea, devii unic, măcar pentru tine. Când ești unic, atunci te poți numi și om special. Sau omul unic susține pe cel special. Dacă vrei să fii special, întâi trebuie să fii unic. N-ai cum să fii vreodată special dacă nu ești unic. Apoi, omul special susține omul prestigios. Toți vor să aibă un prestigiu. Ca să devii un om prestigios, va trebui să fii întâi special. Să ai și tu ceva special, nu știu, un moț în frunte, o calitate, o unicitate. Ca să ajungi prestigios, va trebui să fii sau să-ți cunoști unicitatea ta, talentul tău. Așa devii special, așa devii prestigios. Omul prestigios susține omul venerat sau poate să ajungă un om venerat. Venerat în sensul acela, domnul Ixulescu, mă bucur că sunteți, nu știu ce, ați venit la mine în casă, așa, o venerație, o invitație. Și vedeți, omul venerat, aș vrei să fii venerat, nu știu, adorat, să ți se aducă așa ofrande ca femeie, poftiți, doamna, zeiță, să fii venerată, întâi trebuie să ai un prestigiu în acest sens. Înainte să ai prestigiu, va trebui să fii specială sau unică, măcar să-ți permiți. Și uite, de la omul venerat susține omul stăpân. Omul care se stăpânește pe sine, care are stăpânire pe ceva, pe emoții, pe trăiri, pe ceva anume, pe familia sa stăpânește, știe cum să țină în frâu sau în echilibru și uite, omul stăpân susține sau devine un om unicat. Aici aș putea să vă mai arăt foarte multe lucruri care țin și de stadiile vieții și de alte aspecte despre elemente. Sunt foarte multe de discutat, se pot încadra foarte multe evenimente din viața de zi cu zi în elemente. Se poate studia care element este supra-solicitat sau în varianta negativă manifestat, unde lipsește un anumit element. În România, dacă vreți așa ca o concluzie înainte să închei acest live, pentru că văd că a trecut un timp, cred că este ora 9, lipsește elementul metal. Metal în sens de verticalitate, oameni cu coloană vertebrală, cu oarecare unicitate de la metal, cu o oarecare cristalizare, oameni care să aibă disciplină. Lipsește în România foarte mult elementul metal și e posibil să existe, pentru că nu are cum să fie un dezechilibru. El poate fi ca și element metal, dar în varianta negativă manifestată. Adică sunt oameni, poate mulți, mândri de la elementul metal, mâhniți, nemulțumiți, niciodată nimic nu-i bine, se putea altfel face, s-a făcut o autostradă, trebuia să o facem altfel, dacă s-a făcut aia, nu s-a făcut bine, dacă un om vine și schimbă orașul întreg și decopertează toate drumurile, nu-i bine nici așa, foarte multe metale avem, dar într-un sens diabolic, adică pe varianta negativă, nemulțumitului. Cu nemulțumiți e greu de trăit, știți foarte bine ce înseamnă să trăiești cu un om nemulțumit. Nemulțumit, niciodată nimic nu-i bine, nici aia nu-i bine, trebuia să fie așa. Și atunci, normal că nu avem un element al metalului calibrat pe varianta pozitivă. Și de acolo, evident, nu avem nici oameni bine informați de la elementul apă, pentru că odată ce nu avem un om calibrat, nici nu poate livra o informație sau un bun cunoscător de ceva anume. Mulți sunt pseudo-cunoscători, atâta cât știi, e important să știi foarte bine. Nu trebuie să știi multe, dar atât cât știi, măcar să știi bine ceea ce știi. Și când știi bine ceea ce știi, înseamnă că ai cunoscut, ai experimentat, ai văzut cu ochii tăi, ai propriul tău adevăr și multe alte lucruri care se pot discuta din elementul apă. Totodată la elementul lemn. Avem oameni care sunt mânioși și furioși de la elementul lemn. Foarte mulți oameni care au, nu știu, tot felul de o mânie aparte, așa o frustrare, nu văd oameni care să zâmbească în România. Învață să zâmbească dacă merg în altă țară și învață să aibă un zâmbet limpid pe față și zică Hi, how are you? I'm fine, yes, of course. Și când vine înapoi în țară, învață și ei să aibă un zâmbet. În România, când intri într-un magazin, deseori veți întâlni oameni care au o față plouată și frustrată și n-au darul sau dorința de a zâmbi. Și evident că elementul lemn și acela este destul de mare și destul de umflat așa într-o variantă negativă, mulți oameni frustrați, nervoși și furioși. De la elementul foc nici nu mai zic, pentru că în loc să avem foarte mulți oameni bucuroși, entuziasmați, ați văzut și voi ce înseamnă la foc, iubitori, drăgăstoși, optimiști, avem în schimb foarte mulți glumeți sarcastici, oricum și-a păstrat într-o variantă pozitivă poporul român elementul foc făcând glume. Sunt destul de multe glume, de la orice apare un dezastru în lumea noastră, în țara noastră, primul lucru care face românul e un banc despre asta. Românul a rămas omul care spune bancuri și poezii. E un poet
și un glumeț, cam atât, dar e frumos. Fiecare popor are darul său, dar nu suntem un popor de luptători sub nicio formă. Luați-vă gândul de la popor de luptători, pentru că dacă eram luptători, se vedea în elementul lemn acest aspect, pentru că acolo este simbolul luptătorului. La elementul foc este simbolul carismaticului, așadar, dacă am face așa în fiecare element, să găsim un tipar, nu știu, de a descrie într-o oarecare măsură un arhetip de om, luptătorul este la lemn, carismaticul este la foc, tradiționalistul este la pământ și tot așa mai departe aș putea să le încadrez pentru că le cunosc destul de bine. Așadar, la capitolul foc avem foarte mulți carismatici și sunt de apreciați și iubesc și râd și eu împreună cu ei, dar foarte mult foc în varianta negativă de disperare. Femei disperate că nu-și găsesc iubirea, nu-și găsesc dragostea, multă disperare și isterie în general și în rândul bărbaților, în diverse forme, deci foarte mult foc în varianta negativă. La varianta pământ, într-adevăr, încă putem să zicem că stăm bine, pentru că familiști încă mai suntem, putem spune că tradiționaliști încă mai suntem, dar cam lacomi în varianta negativă și avari în foarte multe aspecte ce țin de a oferi. Dar încă este într-un aspect pozitiv, așadar nu mi-aș dori să se întoarcă toate cele 5 elemente în varianta negativă, pentru că ați văzut acel simbol diabolic ce înseamnă. Iadul o să-l trăiți tot în această viață și raiul tot în această viață, dacă înțelegeți manifestarea acestor elemente pe care m-am străduit să vi le explic. Nu știu ce aș putea să vă mai spun, n-am citit comentariile voastre din acest live, n-am văzut ce mi-ați scris, am să mă uit la final. Așadar, pentru cei care nu vor să stea degeaba în toată această perioadă a timpului, care vor să se educe într-anumit sens, care vor să învețe ceva, care și-au găsit timp pentru asta și spațiu și loc în sufletul lor și în programul lor, eu am lansat cursul de simbolurile din Tarot, studiul arcanelor majore, pe data de 6, 7 și 8 aprilie, adică săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, de la ora 5 la 10 jumătate seara. Acolo voi preda, în acel curs, care este într-un grup închis, simbolurile din Tarot, unde evident o să mă întrebați despre ce vorbesc, n-are nicio legătură cu divinația, sub nicio formă, repet, studiez din nou simbolurile și explic viața prin simboluri, evident folosindu-mă de un alt instrument numit tarotul, care este vechi și folosit în alt fel decât oamenii folosesc, așa cum îl cunosc și așa cum se sperie de el. N-aveți nevoie să aveți cărțile în mâinile voastre, aveți imaginile care vi le trimit, le comentăm, vă dezvolt, vă explic și așa mai departe. O să vă ajute mult în viață, pentru că știu și pe cei care au fost, cât de mult i-au ajutat. Și cât de mult mă ajută și pe mine și pe alții care știu să folosească corect o informație ce ține de simbolistică. Se transmit mesaje până la urmă și o să vedeți și voi între președinți și în articole în care se folosesc arcanele ca să se transmită anumite mesaje prin simboluri. Așadar, mi-ar plăcea să înțelegeți și voi multe lucruri ce țin de simbolistică. Apoi, în data de 9 aprilie, va fi seminarul Tainele Feminității 2. 2 înseamnă alte subiecte pe care le discut, exclusiv pentru femei, unde nu am găsit spațiu niciodată suficient să dezvolt acele subiecte din prima parte a seminarului Tainele Feminității, așadar Tainele Feminității 2 nu înseamnă partea a doua, înseamnă 2, înseamnă altceva, alte subiecte pe care le discut, care nu trebuie neapărat să termine primul seminar ca să vină la al doilea seminar, așadar acolo discut despre alte lucruri. O să mă întrebați, acum ce avem nevoie să învățăm să fim feminine când țara arde și baba se piaptănă? Da, aveți nevoie să învățați să fiți femei, pentru că lumea va fi salvată de către femei sau de către frumusețe în general, în aceeași măsură cum trebuie salvată și de către bărbați. Așadar, aveți multe lucruri care probabil ar trebui să le auziți transmise de la bărbați prin mine și pe care aleg să vi le spun și vouă într-o formă elegantă sau chiar directă, așa cum îmi stă în fire. Și consider că o să vă ajute mai ales acum când îl aveți sub nasul vostru pe al vostru bărbat sau din contră acolo departe unde este el, aveți timp și suficient să faceți asta. Iar pe data de 27, 28, 29 și 30 aprilie am să țin cursuri online de tehnici de citire a chipului și analiza trăsăturilor faciale. O să fie primul modul și al doilea modul. Acolo puteți învăța despre fizionomie. Decât să mă mai întrebați ce îmi spui despre fața mea și mie, asta înseamnă foarte multe ore de consultanță unul la unul. Puteți
să învățați voi singuri și să nu depindeți de mine, să vă antrenați și să studiați. Când vă uitați la televizor, să înțelegeți că ați învățat ceva și nu să depindeți de un fizionomist sau de un cititor de fețe, să-l tot întrebați, da, pe ăsta să-l votăm, da, pe ăsta ce zice, dar bărbatul ăsta moare bun în viața mea, dar omul ăsta de afaceri, pot să fac afaceri cu el? Nu. Mai bine înveți, știi o treabă, trebuie practic, într-adevăr, dar măcar ai un instrument care te va ajuta. Pentru cei care tot m-au întrebat de carte și cu asta închei live-ul, sunt oameni care doresc să comande cartea Tehnici de citire a chipului. O puteți găsi pe www.soada.ro la secțiunea carte pentru cei care doresc comenzi în România să facă. În exterior nu se face de pe acel site, doar pentru România. Pentru cei care nu sunt în România, indiferent unde vă aflați, puteți să comandați această carte de pe Libris.ro. Libris livrează în alte țări această carte, așadar puteți comanda acolo pentru străinătate. Eu vă mulțumesc pentru această seară, sper că v-a fost de folos. Mi-aș dori să avem oameni printre noi, foarte mult mi-aș dori. Mi-aș dori să pot vorbi cu foarte mulți oameni pe limba mea. Pe limba mea înseamnă prin simbolurile pe care eu le cunosc, ca să pot să am și eu cu cine în această lume discuta așa cum știu eu să discut și așa cum am învățat. Ele au înțelepciunea lor și cu siguranță că poate mulți astăzi nu știu încă cum să le aplice, dar știu că odată când cineva explică simboluri, n-are cum vreodată să mai uite asta. A rămas acolo informația în voi și o să aveți click-uri la un moment dat când o să întâlniți aspecte în viață și o să derulați acest film înapoi și o să încadrați în elemente un eveniment. Când o să vă îndrăgostiți, o să-l încadrați în foc. Când o să faceți copii și o să vă luați o casă, o să știți care are legătură cu elementul pământ și o să deschizi harta să vezi ce poate strica vreodată propria ta casă. O să-l strici exact nevoia de prestigiu, și anume elementul lemn. Aici aveți casă. Când o să vă căsătoriți, aveți grijă de casa voastră, pentru că însăși elementul lemn vine și deranjează elementul pământ sau îl distruge complet. Așadar, aici trebuie un echilibru păstrat. În ziua când o să călătoriți prin lume, o să vă amintiți că una e să fii turist și alta e să fii călător. Când o să ajungeți cineva și o să aveți un nume, o să știți să-l încadrați în lemn și să aveți grijă de numele vostru și cine ați ajuns, pentru că cineva poate să vină să vă taie craca de sub picioare, dacă înțelege elementul metal și vine cu o claritate atât de mare, încât propriul tău prestigiu te-a orbit, încât vine și îți taie așa din elan. Și tot așa mai departe, în zilele când o să vreți să înțelegeți ceva și ați ajuns într-un punct anume, fie un om venerat, fie un prestigios, fie un cunoscător, cineva vine întotdeauna și îți arată limita sau îți arată până la urmă până unde se poate și până unde poți. Eu vă doresc succes, vă doresc să fiți iubiți și ne vedem săptămâna viitoare. Nu știu să vă zic acum în ce dată, o să văd și eu exact cum le așez pe toate. Ne vedem și săptămâna viitoare într-un live, unde vom discuta despre altceva, evident că nu tot despre elemente, sau poate vă interesează ceva despre un anumit element, despre un anumit subiect și pot dezvolta mai mult dacă aveți voi nevoie. Dacă nu, atunci am să fiu alături de voi, așa cum pot eu de acasă, să vă ofer un suport în toată această perioadă, în mod gratuit, aici, în direct cu voi, atâta cât o să vă văd activi acolo alături de mine. Vă iubesc mult, să știți asta, și vă sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce împărtășiți cu mine și felul vostru de a fi și cu siguranță Dumnezeu o să vă ajute și o să ne ajute pe toți. Să aveți o seară frumoasă! La revedere!